Bună seara, bine v-am găsit la o nouă emisiune Play Sport Live. Suntem în acest moment live pe Facebook, pe pagina playsport.ro și pe YouTube, pe contul playsport.ro. Invitații noștri de la această oră, jurnalistul Play Sport, Cosmin Olteanu și jurnalistul Dan Chilom. Vorbim evident despre ultimele evenimente de care am avut parte și sunt multe, nenumărate am putea spune, pentru că săptămâna trecută când am întâlnit ultima dată, spre exemplu, la Poliaș era un alt antrenor, la Petrolul Ploiești era un alt antrenor, Adrian Mutu era pe banca celor de la CFR Cluj. Între timp s-a mai schimbat un antrenor. E vorba de Nicolo Napoli, care a plecat și el din poziția de antrenor principal. A celor de la Craiova lui Adrian Mititelu, nici Petev la Craiova lui Mihai Rotaru nu stă pe roze. Cristiano Bergodi nu se simte nici el bine la Rapid după ultima înfrângere suferită cu 4-0 în fața celor de la CFR Cluj. Urmează în această seară meciul lui Dinamo. Se joacă la această oră o altă partidă din Superliga și FCSB a reușit să câștige derbiul cu cei de la Craiova. Victorie fără probleme pentru echipa lui Gigi Becali, marș solid către titlul de anul acesta. Domnilor, bună seara, bine ați venit! Avem o săptămână cu 4 schimbări de antrenori, cu 2 antrenori care stau să plece și cu FCSB care, iată, reușește să câștige. Dinamo, pe de altă parte, în această situație complicată, fără spectatori, dar cu copii în tribună, pierde 2 puncte, spun eu, pe o greșeală de începător al lui Amzar. Săptămâna trecută, pentru că meciul a fost luna trecută, pentru Dinamo urmează altă partidă. Comentarii, Dan Chilom. Da, păi sunt foarte multe comentarii. Câte lucruri s-au întâmplat într-o săptămână? Sunt o sumedenie de lucruri care s-au întâmplat. Te-am uitat de UTA, care a trecut pe primul loc în play-out. Dinamo, da, pierde 2 puncte foarte importante cu Petrolul după un joc slab, aș spune eu, și foarte multe greșeli de arbitraj, chiar și la gol. FCSB câștigă campionatul din punctul meu de vedere. Era în bună măsură câștigat, dar acum s-a dus la 10 puncte de 10 puncte de urmăritoarea de pe locul 2 Craiova. Oltenii au arătat așa cum au arătat în ultima perioadă în jocurile cu FCSB, adică slab, anost sau foarte slab, n-au nicio victorie în ultimele 5 partide, dacă nu mă înșel. La Rapid, nu știu, a căzut o cometă, un meteorit în primele 45 de minute, ceva rău de tot ceea ce s-a întâmplat în Giulești în meciul cu CFR. 0-4 la pauză, parcă au intrat niște juniori în teren și au fost făcuți afiși, iar CFR se pare că l-au lucrat pe Adrian Mutu. Vestiarul l-a lucrat pe Adrian Mutu. Cam astea ar fi lucrurile într-o săptămână. Cosmin. Da, legal cum ai spus și tu, de antrenori, foarte multe schimbări de antrenori. Așa la... ceva n-am mai văzut. Da. Și în prin sezon. În prin sezon se întâmplă treaba asta, nu prea mai văzut prin alte părți. Da, meciul de aseară între FCSB și Craiova, interesant, frumos meci. FCSB a arătat că e pe primul loc. Primele 45 de minute, că... După primele 45 de minute, n-a mai ajuns la poarta, decât foarte rar la poarta lui Popescu, dar Craiova a fost Au schimbat și tactica ca să marcaseră golurile. Deși posesia le-a aparținut celor de la Universitatea Craiova, putea să mai joace 2 zile și parcă tot nu putea să înscrie. Nu, Craiova n-a arătat ca o contracandidată la titlul pentru FCSB, deși mai toată lumea care e împotriva FCSB-ului avea speranțe că va câștiga Craiova, n-a dat nici într-un moment senzația că poate să-i pună probleme FCSB-ului. Din punctul meu de vedere, e cam gata campionatul, chiar dacă matematic mai sunt șanse, nu văd cum ar putea cineva să mai încurce să o dea la o parte pe FCSB. Acum să vedem în ce etapă din play-off va deveni campionat și matematic. Bun, Dan Petrescu se întoarce în România, pe de altă parte Becali promite tot felul de achiziții de Champions League, îl vrea pe Luis Munteanu, pe cine nu mai vrea, pe Alibec, pe Luis Munteanu, vrea pe toată lumea. Acum să vedem și ce va reuși să facă. Cum am comentat, Dan Chilom, această revenire a lui Dan Petrescu, începe să semene povestea de dragoste dintre Petrescu Napoli și CFR Cluj cu povestea de dragoste dintre Napoli și familia Mititelu. Păi
în proporție de 90% campioana din sezonul următor va fi CFR Cluj. Deci ce să facă toate celelalte? Să nu mai joace? Nu, dar uite, facem un pariu. Vezi că la anul CFR Cluj va fi campioana României pentru că vine omul titlu. Omul care știe ce are de făcut, omul care întotdeauna când a venit a făcut lumină. Mie mi-a plăcut întotdeauna Dan Petrescu, am fost fanul lui, chiar dacă cu jocul acela urât, a lăsat pe alții să se ocupe de fotbal șampanie, de tot felul de participări până încercări de participări prin cupele europene, n-au reușit. Bun, hai că vine el. Am plecat de la această idee vine și rog pe cei care se uită la noi să ne scrie dacă anul viitor ei cred că va lua Dan Petrescu este garanția titlului pentru CFR Cluj. Pe de altă parte, Dan Petrescu, iartă-mă, să nu înceapă hegemonia anunțată de Mihai Stoica. Că și aia... Când a anunțat-o? Cosmin era mic când a anunțat-o. Erai mic, da. Nu? Și... Când a anunțat la un moment, da, Mihai Stoica a spus vorul și campionatul, când l-a luat, cred că era mai tânăr, toți eram mult mai tineri când a luat FCSB-ul campionatul. Câți ani ai, iartă-mă? 24. Mulți înainte. Deci cât aveai când a luat ultima dată FCSB campionatul? 15 sau 14 ani. Pare 15, mai puțin. Și hegemonia a fost anunțată înainte? Cred că e al 10-a, după 10 ani. Hegemonia a fost anunțată și hegemonia a fost anunțată când tu încă erai la... După grădini, cred că ai anunțat hegemonia. Odată la 10 ani vine și campionatul sau la 8 sau la 9. Nu e meritat. Nu, categoric. Deci nu vreau să se înțeleagă că nu este un titlu meritat. Despre anul ăsta dar vreau să mă întorc chiar la Dan Petrescu și vreau să te întreb dacă ți se pare Dan Petrescu garanția titlului fără bani. Pentru că cei de la CFR Cluj au încercat să scadă plafonul salarial. Au încercat să se restructureze din punct de vedere financiar. Pentru că atâta vreme cât au luat titlurile cu Dan Petrescu, le-au luat în condițiile în care aveau bani. Foarte mulți bani. Erau salariile foarte mari, erau investiții foarte mari. În ultima vreme, însă, s-a încercat... S-a închis un pic robinetul. S-a închis robinetul acolo, pentru că nu ca să mergi la nesfârșit. Totuși, în salarii de 15.000 de euro, el va primi undeva la 30.000 de euro... plus bonusuri. Colegii noștri la Play Sport stai așa. Deci dacă va câștiga acum campionatul, Dan Petrescu va primi un bonus de 200.000 de euro. După care salariul lui Petrescu nu, anul acesta, dacă va remonta, da, 200.000 de euro remontat, da. Salariul lui Petrescu va fi completat de prime duble pentru victorii în competițiile interne, bonusuri pentru promovarea jucătorilor Under 21. Atenție, îi dă bonus ca să promoveze jucătorii Under 21 pentru selecționarea fotbaliștilor la echipa națională și la loturile de junior, precum și pentru golgheterul Ligii 1. Revenirea lui Petrescu la CFR Cluj reprezintă un efort financiar major pentru club, scriu colegii noștri de la Play Sport. Conform ultimului bilanț financiar, datoria totală se ridică la 35 de milioane de euro la sfârșit de 2023, cu 4 milioane de euro, mai mult decât în 2022. Există și datorii către angajați de 2,1 milioane. Ce va face? Deci va primi și el, la rândul, va primi un salariu impresionant. Eu aș vrea doar să punctez că în cazul lui Petrescu este antrenorul perfect pentru CFR Cluj, când CFR Cluj are foarte mulți bani la dispoziție. Altfel, dacă ne uităm la ce a făcut Dan Petrescu în momentul în care a plecat din România, nu avem foarte multe rezultate notabile. Nu avem. De la Cuba în Krasnodar cu promovarea aceea, când tot așa, Cosmin era mic, era tot la grădini, când a reușit Dan Petrescu promovarea cu Cuba în Krasnodar, nu țin minte notabil ceva. Nu, bine... A mai fost nu știu, al Nasr... Nu prea a reușit. Păi, afară vorbesc. Sigur, el... Dar nici nu a dezamăgit, adică n-a venit chiar cu coada între picioare, dar nici n-a făcut niște rezultate notabile, categoric. Este însă prolific antrenor în acest moment, da? Și cu Urziceni, și cu CFR Cluj, și... Și ce a făcut în Europa. Este minunat ce a făcut. Minunat. Mai departe, eu sunt sigur că el nu va veni așa pe burta goală, cum credem noi. Nu va veni, pentru că nu vine. El nu se bagă niște proiecte de-astea. Acolo sunt bani la Cluj. Nu mai sunt probabil banii pe care el îi avea la dispoziție acum 2-3 sezoane. Dar acolo sunt bani. El va avea niște bani la dispoziție. Eu cred că și cu lotul actual, dacă Dan Petrescu păstrează ce are acum la echipă, poate câștiga campionatul, pentru că sunt jucători de o certă valoare la CFR Cluj. Lipsea antrenorul. Și aici nu mă refer neapărat la Adrian Mutu, la Mandorlini, la...
lipsea acel antrenor care să știe să țină vestiarul la CFR Cluj. E un vestiar greu la CFR Cluj, indiferent cum am dat-o noi, este un vestiar greu, este un vestiar cu deac, este un vestiar în care ai un taxidis, este un vestiar în care ai pe Manea, este și Brilige acum, care este într-o formă foarte bună și ne-a arătat. Sunt foarte mulți străini, iar Dan Petrescu știe să lucreze cu acești străini. Eu văd CFR-ul favorită doar prin această cheie, venirea lui Dan Petrescu. Deci Dan Petrescu, cred că în proporție de 80 sau 90, am zis, nu știu, 80-90% asigură campionatul la anul. Cosmin. Da, nu, dacă vine Dan Petrescu, eu cred că o să facă multe transferuri. Din câte mi-amintesc, de câte ori a venit Dan Petrescu, s-au făcut multe schimbări la club. Nu mi-a senzația vreodată că îi place să lucreze cu ce a lucrat antrenorul precedent. Mi se pare interesant acea clauză cu bonusuri dacă promovează tinerii. Asta mi-arată că Neluțu Varga nu e mulțumit totuși de gândirea asta lui Dan Petrescu de a juca numai cu jucători experimentați, înaintați în vârstă. Deci se gândește și Neluțu Varga la exportarea de jucători, la bani din export. Da, mi se pare cea mai bună soluție de antrenor acum pentru CFR. Dan Petrescu a arătat de fiecare dată că are experiență, are tact, știe ce trebuie făcut. Și știe să gestioneze un vestiar foarte greu. Ne oprim puțin cu discuția, pentru că ni s-a alăturat prin telefon Liviu Gana. Bună seara! Bună seara! Mă bucur să ne auzim. Aș vrea să vorbim despre Dinamo în primul rând și apoi să comentez și aceste schimbări de antrenori. O vezi pe Dinamo în continuare cu șanse reale de a scăpa chiar și de baraj? Sau la finalul acestui sezon o vom vedea pe Dinamo jucând totuși un baraj? Așa cum spun lucrurile acum, cred că Dinamo cred că se îndreaptă spre baraj, din punctul meu de vedere, cu toate că cred că toată suflarea Dinamo Vista își dorește să se salveze fără, dar din păcate lucrurile nu arată așa bine și uite că voluntariul care multă lume credea că îi vedeau deja de trebuie a dat și au reușit să câștige și să adune puncte. Voluntarii momentan sunt un pic mai liniștiți. Și este foarte important și meciul care se discută acum, vorbind de Creva cu Iași, care la fel e un meci de care sunt acolo imediat lângă Dinamo. Da, dar mă gândeam că într-o victorie, în cazul unei victorii, deși va fi greu, cu Oțelul Galați, Dinamo, spre exemplu, ar scăpa de orice loc în acest moment. Ar urca pe poziția a doua. Nu, ar urca, da, ar rămâne acolo în zona aceea, dar pe o poziție de baraj. E foarte strânsă lupta la retrogradare. E foarte strânsă, la adevăr, Ioana. E foarte greu ceea ce trăiește Dinamo acum, pentru că trebuie să fim corect și să spunem, Dinamo suferă, pentru că nu are un lot atât de competitiv și atunci când se accentează câțiva jucători sau mai ai o suspendare sau se întâmplă ceva, imediat se simte în agrenajul echipei și e foarte greu pentru Dinamo. Cât de mult crezi că îi trage în jos toată povestea cu fanii? Contează foarte mult pe acest final de campionat, pentru că așa cum Dinamo era obișnuită când se juca Parcul de Triumf, stadionul era plin și cumva susținerea lui era foarte importantă. Dar uite că acum, după incidentul acela, uite că vorbește fără spectator și e foarte greu pentru echipa. Acum rămâne doar să se mobilizeze echipa, dar cred că lucrul ăsta s-a văzut că atunci când lipsește suporterul Dinamo cumva e foarte greu de una singură și cumva era un pic de la spate de public. Pe de altă parte, într-o singură săptămână, sintetizam ceva mai devreme, s-au schimbat foarte mulți antrenori, a plecat Mutu, a fost schimbare de antrenor la Petrolul, îl vedem acolo pe la Slobalin, Napoli s-a despărțit de Craiova lui Adrian Mititelu, mă rog, rămâne în club, dar nu mai e antrenor, tremură Bergodi, tremură Pete, sunt numai schimbări. 4 schimbări de antrenori și 2 antrenori care tremură. Nu e cam mult? Da, e cam mult, dar până la urmă suntem obișnuiți cu patronii din Liga pe care nu au răbdare. Cuvântul răbdare nu prea există pentru ei și cumva atunci când lucrurile nu merg, preferă să schimbe foarte repede și să găsesc o salvare care să vină imediat. Dar nu întotdeauna se întâmplă lucrul ăsta. Acum cei care au făcut treaba asta au fost inspirați și vor reuși ca
antrenorii care le-au luat locul celor care au plecat să facă o treabă mai bună, dar știm că proiectele la noi în România de obicei nu durează foarte mult și e foarte greu să vezi antrenori care duc proiectele la bun sfârșit și care stau pe banca unei echipe o perioadă îndelungă, așa cum a fost cel puțin la Hermannstadt, cum a fost cazul lui Măldărșanu, da, care e cuplu acela, se pare că, uite, ce înseamnă să reușești o perioadă mai lungă de timp să ai această continuitate, atât ca și președinte și ca antrenor. Da, pare să că nu e chiar indestructibil, pentru că în această vară s-ar putea să se producă și acolo modificări. Petrescu se întoarce la CFR Cluj, 30.000 de euro salariu pe lună, e privit așa ca un salvator de la patria de fiecare dată. Păi, Neluțu Varga, am văzut și eu că cred că Dan Petrescu e singurul care are încredere totală că poate, eu știu, poate salva CFR-ul și poate merge probabil în lupta asta pentru titlu chiar până în ultima etapă. Pentru că întotdeauna când s-a apelat la Dan Petrescu, Dan Petrescu e omul trofeelor și omul rezultatelor și cred că cu atât mai mult și Neluțu Varga crede în Dan Petrescu și de asta probabil are încredere în el. Crezi că l-au lucrat jucătorii pe Adrian Mutu, pentru că s-a lăsat acest lucru să se înțeleagă, iar Adrian Mutu n-a negat așa cu vehemența. Bine, asta n-avem noi să știm decât din interiorul vestiarului, dacă l-au lucrat sau nu, dar în momentul în care te prezinți așa cu, eu știu, cu delăsarea pe care au avut jucătorii CFR-ului în meciul de cupă cu Corvinu, te poți gândi și la așa ceva. Și când arăți, cum arăți în meciul cu Rapid? Te poți gândi și la așa ceva? Te poți gândi, da. Bă, te poți gândi pentru că a fost o diferență foarte mare de atitudine. Și practic, în meciul de cupă mai ales, trebuie să ai atitudine. Chiar dacă, eu știu, poate nu toate echipele folosesc garnitura de stat sau jucătorii care au jucat mai mult în sezonul respectiv. Dar în momentul în care nu vezi de atitudine, te poți gândi și la asta. Mai stă mult Bergodi la Rapid? Cred că e presiunea destul de mare și chiar mă gândesc când va ceda domnul Șucu, pentru că nu poți la o echipă care, eu știu, își propunea aceeași titlu anul ăsta, să ai rezultatele pe care le-ai avut. Ok, știm că Giuleștiu are un public care, eu știu, se inflamează foarte repede sau e o galerie care face mult din spiritul ăsta Rapidului, dar fără rezultate ca antrenor, eu nu cred că va mai rezista mult Bergodi, după părerea mea. E scăpată din punctul tău de vedere FCSB în campion anul acesta? Întrebarea asta, cred că ieri pusă toată lumea a spus că da, după meci, da, domnule, a câștigat FCSB, o s-a terminat, dar în condiții în care Dan Petrescu se întoarce la CFR Cluj, cred că se schimbă un pic datele problemei. Acum suntem curioși dacă va reuși Dan Petrescu totuși să-i facă pe cei de la CFR Cluj să se bată până în ultima etapă la campionat. Da, Dan Petrescu ar putea sta pe bancă la derby. Da, a stat pe bancă, dar până la urmă nici nu are o perioadă foarte lungă în care să lucreze cu jucătorii. Practic, el trebuie să preia din ceea ce a făcut Adrian Mutu și cumva, CFR-ul cel puțin să puseze la atitudine, pentru că, uite, în Giulești au avut atitudine asta și s-a văzut. Spuneai că Dinamo o vezi ajungând pe loc de baraj. Atunci pe cine vezi retrogradând? Pe cine ar trebui să bage Dinamo sub ea ca să ajungă pe loc de baraj? Păi acum din ce vedem rămâne Botoșanu și nu știu, ne gândim la FCU și la Iași, dar FCU știm foarte bine care are un lot destul de bun și repet, e foarte important rezultatul partidei de astăzi care este în desfășurare și e foarte important rezultatul de acolo, pentru că dacă ar rămâne egal sau ar face egal, atunci Dinamo ar ajuta și la Galați, cumva ar avea, să zic, Dinamo o șansă de a ocupa un loc pentru baraj. Antrenorul Kopić, ți se pare că a schimbat ceva la echipă? A reușit să își impună filozofia sau mai are nevoie de timp ca să reușească să facă ceva?
Eu cred că a reușit cumva, pentru că din ultimele rezultate am văzut că Dinamo a fost ok, mai bine așezat în teren. Problema lui Kopić a fost lotul, așa cum a spus și mai devreme. Nu a avut soluții care se vină de pe bancă să-l ajute în momentul în care are jucători accidentați sau suspendați, așa cum s-a întâmplat atunci cu Politic când a fost accidentat și nu ai jucători și atunci și e foarte greu și pentru el, că trebuie să aleagă din lotul pe care l-a dispus, ceea ce nu e foarte fericit de lucrul ăsta, pentru că în momentul în care vrei să te salvezi sau vrei să te bați acolo cu alte echipe care sunt de nivelul tău, trebuie să te ajute lotul, dar din păcate pe Dinamo nu ajute lotul acum. Sper ca antrenorul să găsească soluțiile foarte bune pentru Dinamo pe care le are la dispoziție, pentru că al jucători nu ai de unde să mai iei sau cum să mai iei acum. Apropo de Adrian Mutu, consider că în perioada de la CFR Cluj o trecem la capitolul eșec în dreptul antrenorului Adrian Mutu? Din moment ce n-a avut rezultate, da, e destul de dificil, pentru că nu este bine pentru antrenor. Atunci când nu ai rezultate, clar că el reprezintă cartea ta de vizită. Și în momentul de față, Adrian Mutu, da, putem spune că nu a reușit la CFR Cluj. Bine, nici nu a avut foarte mult timp la dispoziție, din punctul meu de vedere, dar așa cum spuneam, răbdarea nu e punctul forte al patronilor noștri și lucrurile se schimbă foarte repede. Care e dezamăgirea de anul acesta, Liviu Gadnea, din perspectiva ta, cum vorbesc de echipă? Care echipă poți să spui că e dezamăgirea anului pentru tine? Echipe cu pretenții care voi iau la titlu și care își dau cu stângul în dreptul. Echipa care vreau la titlu, nu știu, dacă vorbim strict de titlu, pot spune Rapid. Pentru că era echipa care a investit cel mai mult în campania de transferuri, este echipa care are publicul de parte și l-a avut tot sezonul, deci cumva Rapidul, cred că la începutul sezonului toată lumea spunea că își depune candidatura serios la această luptă pentru titlu, dar uite că din păcate nu se potrivesc mereu socotelele și nu întotdeauna cei care fac cele mai mari investiții înseamnă că se vor și bate la titlu. Pentru că Rapidul a investit, au făcut transferuri, se plătesc salarii destul de mari, domnul Șuc a investit foarte mulți bani anul acesta, dar uite că nu întotdeauna asta este rețeta succesului în fotbalul românesc. Eu aș mai avea o ultimă întrebare. Dacă, spre exemplu, FCSB ar transfera Ali Bek, Cotele, Luis Munteanu, mai are un atacant de 5 milioane de euro din Portugalia, Spania. Un atacant de 5 milioane de euro din... De care a jucat și naționala de tineret a Spaniei, da. Da. Un atacant de 5 milioane de euro din Spania. S-ar putea bate și la Champions League? Nu știu dacă Champions League, dar cel puțin, eu știu, să spun, pentru Europa League, hai să spunem Europa League, cu toate că dacă ne uităm ce echipe sunt și Europa League, hai. Vedem cât de departe sunt de fotbalul de acolo. Dar nu știu dacă o tele, pentru că l-am văzut pe domnul Varga că era foarte... Era foarte decis așa, cu prețul de 6 milioane de euro. Da, a zis, domnule, dacă dai 6 milioane de euro, nicio problemă, că ți-l dau, adică... Deci există o problemă... Există o problemă pentru... Cred că domnul Becali nu știe că de anul ăsta se schimbă formatul Champions League. Mi-e greu să cred că va mai ajunge vreodată vreo echipă românească în acest nou format. Pentru că... este făcut strict cu dedicație pentru marile cluburi din Europa. Deci nu vor mai fi grupe. Da, nu vor mai fi grupe, nu vor mai avea nicio șansă echipele cotate cu șansa a doua și a treia. Europa League va fi o competiție în holul Champions League-ului, o competiție care să absoarbă echipele foarte puternice, dar care n-au putut să ajungă în crem de la crem. Și sper din suflet să ne poziționăm și noi măcar în Conference League, acolo unde putem și e singura competiție pe care avem cum să o abordăm. Pe principiul acesta să ne rugăm să inventeze, să o readucă la viață pe Intertoto, că nu mai ai nici la Conference League. Ți-e greu. Drept dovadă. S-a uitat la anul acesta. Fără niciun fel de ironie, în Champions League echipa românească nu va mai ajunge. Pentru că este imposibil de ajuns în Champions League. Este practic imposibil. Nu, de Champions League suntem departe. Asta trebuie să fim clar, pentru că eram Liviu și cu actualul format. N-aveam cum să ne mai atingem sub niciun fel de formă. Dar cu noul format, are vedere. Deci o echipă românească în Champions League, cred că
este așa o poveste doar de povestit copiilor ceea ce se întâmpla acum 30 de ani. Deci, na, sunt zero șanse. Pentru că echipele cu care ne batem, cu orice șansă am avea de trageri la sorți, oricum echipele cu care ne-am putea bate sunt mult, din punct de vedere financiar, peste da. Noi, sportivi și cum mai vrem noi. Așa că, deci, așa cum ai spus și tu, ne-ar rămâne decât conferenț, care cumva conferenț pentru o echipă, să spunem, care se bate la titlul în România, practic cu o calificare acolo ai reușit doar poate să scoți cheltuielile într-un an. Nu îți scoți. Acolo ai ajunge. Iartă-mă, dar nu îți scoți. Pentru că la niște salarii de 20.000 de euro, sferturi, doar dacă ajunge așa prin primăvară, da, pentru că o participare se duce undeva la 6.000 și ceva, 6 milioane și ceva de euro în grupe. Cu cei din România faci și încropești acolo, te ajungi undeva la 10 milioane. Dar dacă tu cumperi și ai un buget de salarii de 8 milioane de euro, nu ai cum să-ți acoperi cheltuielile. Da, doar să te califici în primăvară, cred. Asta e singura șansă cumva să sus cheltuielile, că nici grupele până la urmă, cum ai spus și tu, la 6 milioane n-ai cum. Să fim serioși, toate cluburile din România sunt pe deficit bugetar. Și cu toate astea e mai rău să nu particip, că sunt niște bani și de acolo. Noi am avut probleme foarte mari să ajungem și în Conference League. Deci n-am ajuns nici în Conference League. Da, că nu mă înșel, schimbarea intervine în nouul sezon din faza grupelor, adică preliminariile vor fi la fel. Da, dar Gigi Becali când zice Champions League, cred că se referă să treacă de preliminare. Nu, de toate preliminarele să ajungă în acele grupe. Eu cred că la asta se referă. Dar nu avem, cum să ajungem noi acolo. Dar nu, stai puțin. Deci noul format este un campionat. Deci noi vorbim de campionatul care va fi, nu? Da. În care deja 5 echipe din Italia sunt calificate și 5 din Anglia sunt deja calificate. Da. Adică Italia, Roma, de exemplu, în momentul de față, este participant în Champions League la anul. Deci Italia vine cu 5, pentru că e coeficient numărul 1 în momentul de față în Europa. Deci, și cum crezi că noi am putea vreodată să călcăm pe acolo, că a fost făcut acest campionat? Că e un campionat, joacă primele 8 cu următoarele 8 și următoarele n-ați văzut, că e ceva, mă rog, e un algoritm. Nu vom mai călca pe acolo, din păcate. Adică n-avem... Europa League nu cred că le dă posibilitatea. Cred că doar câștigătoarea de cupă are posibilitatea în Europa League, dacă nu mă înșel, să ajungă. Dar sper că dintr-un anumit tur, dacă treci de în Champions League, mi se pare că nu. Cred că să ne ducem din... Mi se pare că poți să pici din Champions League în Europa League, dacă ai trecut, mi se pare, de primul tur sau de al doilea. Eu nu știu, nu cred. Eu cred că te duci în conferență. Cum a fost și anul trecut sau acum de ani, în care n-au ajuns să dea... Farul. Farul n-a ajuns să dea pentru Europa League. E foarte complicat. Bun, Liviu Gana, să mulțumesc tare mult pentru amabilitate. Să ai o seară frumoasă. Vă mulțumesc și eu și emisiunea plăcută continuare. Mulțumim tare mult. Devine foarte complicat. Povestea cu Champions League chiar e o poveste. Adică nu, e o utopie. Nu știu. Eu cred că în acest moment, dacă facem o selecționată din toți jucătorii din Liga 1, de la primele 6, dacă ne apropiem așa de un play-off de Champions League, dar nici acolo nu cred că va trece. Păi și asta să nu au investiție uriașă. Sunt semne mari de întrebare pentru echipele puternice de prim rang din Portugalia. Adică au emoții, Sporting, vorbim de echipele mari care nu cred că vor mai... Nu vorbim de Turcia, care nu știu dacă va avea... Ok, este și scandalul ăsta major acum în Turcia, dar nu cred că va avea participant în acest campionat. Da? Vom avea un campionat, este ideea clară care a venit în urma Superligii, pentru că asta s-a dorit, în care vom avea meciuri numai echipele puternice, numai echipe puternice, vom avea Spania, Italia, Anglia, Franța, cred că la limită, PSG și încă una, și Germania, două, trei echipe. Astea vor fi echipele de acolo, din acel campionat. Da. Clar, singura soluție e să bagi foarte mulți bani în jucători de afară. Asta era soluția și înainte. Cred că nu ne permitem noi să ajungem la nivelul lor nici așa, adică... Da, mai și glumim, Flora Gogot ne scrie, mergem pe datorie, ne trec și pe noi pe caiet și poate, ajungem prin Europa League. Totuși cred că Europa League, dar nu mai poți să ajungi în Champions League, știi? Adică e și vina noastră că am scăzut foarte mult ca fotbal. Da. Ei s-au dus în sus, noi ne-am dus în jos. Uite, sunt totuși niște țări care investesc, mai ales la nivel de echipele de club, cum este Turcia, cum este Grecia cu Olympiacos, AEK, PAOK, care nici ele nu mai speră la acest nou format.
Portugalia, cum spuneam la limită, nu vorbim de Cehia, Polonia, adică n-au nicio șansă. Aici vom vedea numai și numai spuma Europei. Acum, da, vedem cât va rezista acest nou format, că nu e bătut în cuie. Uite, vezi, și noi am venit cu această inovație și Cezar Lehaci sublinează faptul că iată cum ne prezentăm noi. Semifinalele cupei, trei echipe din play-out, în semifinalele cupei României și o echipă din Liga a doua. Păi, tu te duci în Europa. Nu e vina celor de la, fără îndoială, că nu e vina celor de la Corvinul, nu este vina celor de la Oțelul Galați, de la Universitatea Cluj. E bravo Corvinul lor. Corvinul, dacă ajunge în finală, salvează această competiție. Pentru că toată țara va ține cu Corvinul. Pentru că echipa din Liga 2 a eliminat Sepsia, a eliminat CFR. Dacă ajunge acum și elimină și pe voluntari, nu? Cu voluntari joacă. Cu voluntari. Da, ajunge în finală. Toată România va ține cu Corvinul, sunt sigur. Mai puțin cei suporterii celor care vor juca. Știgă nu are drept de... Nu are de care drept. Are drept. Nu are de Liga 1. Deci are drept de Europa, poate juca în Europa, dar nu are drept de promovare în Liga 1. Așadar, din punctul meu de vedere, această competiție care arată, nu știu, cum arată, mai ales la nivelul grupelor, este o aberație, o chestie așa făcută pe genunchi, de niște olandezi, mai mult decât atât, ajunge în aceste faze finale în asemenea condiții și, din punctul meu de vedere, singura scăpare și singurul nu știu, lucru pozitiv care s-ar putea întâmpla e accederea Hunedoarei în finală și atunci s-ar salva un pic competiția. Deci, mie îmi place implicarea oamenilor și vă mulțumesc tare mult, Cristian Șerban. Salut comentariul acestuia. Spune așa, doamna Cosman, ei cu Liga Campionilor și noi cu singura antrenor care a antrenat în trei ligi în acest sezon, Eugen Trica. Pe bune, chiar despre asta este. Suntem zăpăciți. Și le-a luat și pe rând. Suntem zăpăciți completamente și noi visăm așa undeva sus să mergem în Champions League. Avem câte demitere avem? Nici nu există. E foarte greu să cuantific. Dacă doar săptămâna asta mi-e și greu să-i mai număr acum. Deci, noi ar trebui să participăm într-o competiție unde vârfurile acelei competiții, să spunem, ar trebui, ne facem planuri, că am auzit patronul FCSB-ului spunând că el vrea să meargă în Champions League. Să-i spună cineva că acolo primele echipe au peste 1.200.000.000 de euro buget. Primele echipe. City, PSG, bine, dar nu sunt chiar Real Madrid. Uite, nu. Hai să luăm toate echipele, primele 5 echipe din Germania, dacă merg și primele 5. Sau Italia, unde nu sunt bugetele acelea. Păi primele echipe au 200.000.000. Inter, Milan, Juve au... Roma, cât o avea? Roma are 650.000.000. Sau 700. Și noi vrem deci cu 20 de milioane. Cu Lukaku, Dybala, adică au niște jucători pe acolo. Asta locul 5. Locul 5. Dar e important să speri. Da, sunt de acord. Dar știi ce e mai trist? E că și în cea mai bună organizare a noastră, și asta chiar e o problemă aici, în cel mai bun an, în cel mai bun sezon, și ce va fi în țara asta, dacă totul se va face în fotbal românesc ca lumea, tot nu vom mai putea participa în această competiție, din păcate. Pentru că e făcută pentru elita fotbalului. E servită pentru elita fotbalului, din nefericire. Bun, acesta este, știi cum e, joci după regulile care sunt scrise. Cosmin, care e în opinia ta cea mai mare dezamăgire a anului? Și te refer ca echipe din Liga 1. Da, pentru mine e o dezamăgire un Cluj, pentru că când a început sezonul, văzând și ce transferuri au făcut, mă gândeam că vor arăta altfel. Au început cu Toni Petrea, au scăpat de el până la urmă. Da, asta mi se pare mie. U Clujul m-a dezamăgit, mă așteptam să reușească mai mult, să se bată chiar la play-off, dar nu, n-a reușit treaba asta. Acum, mergând și în play-off, Rapidul și-o zice că e o semi-dezamăgire, deși ei au spus că își doresc să ajungă pe podium, nu să câștige titlul. Având în vedere transferurile făcute în iarnă, mă gândeam că o să reușească mai mult, dar vedem că în play-off are 3 meciuri, 3 înfrângeri. Și șansele de a mai se mai lupta la titlu sunt aproape zero. Da. Ne mai scrie ceva. Copenhaga nu avea bugetul acela. Păi când? În precedentul format? Păi în precedentul format s-a ajuns. Dar oricum acum s-a mărit. Copenhaga. Da, s-a mărit numărul de locuri. Adică locurile acelea sunt în plus. Sunt 4 locuri în plus. Deci Copenhaga este un club care are buget mult peste cât avem noi în România.
Deci este mult mai mare decât echipele din țara noastră. Și în vechiul format, Copenhaga ar fi putut și a ajuns. Dar nou format nu va mai ajunge Copenhaga. Nu știu dacă va mai ajunge Ajax, nu știu dacă va mai ajunge Feyenoord, adică depinde. Prima ar putea să ajungă, depinde care sunt criteriile directe. Dar bine, e frumos, să producă visăm bani. Frumos. Se vorbește în Craiova că Universitatea l-ar vrea antrenor pe Costel Gâlcă. Gâlcă este unul dintre antrenorii români care atunci când a activat în România, da, ne aducem aminte, de fapt este ultimul om care a câștigat titlul cu FCSB, atunci a făcut tripla. Mai exista și Cupa Ligii la momentul respectiv. Parcă ar fi mai naturală mutarea asta, nu știu, la ce mutări a făcut Mihai Rotaru la Craiova și mă gândesc că, spre exemplu, nu mi-amintesc și să mă iertați acum, Uzunidis, da? Cum l-a adus pe Uzunidis, nu-l știa nimeni, l-a adus pe Uzunidis, acum l-a adus pe Petev, niște antrenori de care aveau un CV, da. Nu știu dacă aveau vreo... S-au perindat pe la Craiova o echipă cu bani, o echipă care chiar a investit, nu știu ce se întâmplă acolo. Sunt foarte mulți oameni, probabil, care, nu știu, ori au decizii așa neștiință de cauză, ori chiar nu se pricep. Au venit atâția jucători, au trecut pe acolo, antrenori, pardon, care din tot felul de țări, din campionate care n-au nicio legătură cu fotbalul românesc, cu antrenori care nu cunosc fotbalul din România sub niciun fel de formă, au fost aduși pe niște salarii pentru că nu vin pe salarii mici. Totdeauna au fost dați așa la o parte antrenorii noștri și cei care au venit nu au fost și nu sunt și nici nu vor fi cu nimic peste cei români. Sunt o sumedenie de antrenori care ar putea face mai bine decât ce au făcut străinii pe la Craiova. Iar da, Costel Gâlcă este un profesionist, cu toții știm felul în care el lucrează și am citit și am auzit de maniera lui de a antrena și ar putea fi un lucru pozitiv, ar putea fi o mișcare inteligentă. Dar nu știu cât îți trebuie să-ți dai seama de Petev acesta, că a avut într-adevăr la un moment dat două victorii, dar în rest parcursul Craiova a fost fluctuant rău de tot de când a venit el. Eliminat din cupă, acum... Cum ți se pare, Cosmin, cum ți s-ar părea această alegere a celor de la Craiova, Costel Gâlcă? Costel Gâlcă, ca nume, are un CV cât de cât important, e un nume care sună bine, dar eu sunt de părere că la Craiova e nevoie, în primul rând, de transferul de jucători importanți. În momentul de față, singurul care poți zici că e la un nivel înalt, e Mitriță. În rest, Ivan fluctuant, un sezon bun, un sezon rău, Marco Fii și la fel și în rest... Dar să știi că au investit foarte mult în transferul. Nu se vreau că au adus jucători chiar de asta clasă, e că, de spuneam titlu. Și eu, nu știu dacă, spuneam și eu, nu știu dacă se pricep, pentru că au adus o sumedenie de jucători. Da, uneori le-a ieșit, acum în ultima perioadă nu le-a mai ieșit. Poate a schimbat scouterul, oamenii de scouting cu care lucrează. Ni s-a lătrat de discuții și agentul Florin Manea. Bună seara! Bună seara! Bine ai revenit acasă, te-am prins imediat ce ai coborât din avion. Am înțeles că vii cu vești frumoase. Vii cu vești bune. Vești bune, da. Bine, nu sunt încheiate complet toate negocierile, dar există o ofertă importantă pentru Denis Drăguș de la Trabzonspor. Bun, arată, sună bine. Se liniștește, o să aibă mintea limpede la campionatul european. Dar cât de avansate sunt? Sunt, eu zic că destul de avansate, foarte avansate, aș putea să spunem. Așteptăm și decizia celor de la Standard, dar eu zic că în mare parte suntem foarte aproape să ne înțelegem. Este o echipă de primele trei din Turcia, probabil vor juca cupe europene. Ar fi senzațional și pentru Beni și pentru cei de la Trabzon să reușească acest transfer. Eu zic că va fi un pas înainte și pentru Denis în special și sper să o țin așa, de tot așa de multe goluri cât te dă și aici la Gaziantep. Dar tu ai discutat recent, nu? Cu cei de la Trabzon. Acum 6 ore m-am vorbit iarăși cu ei. Ieri seara am avut o întâlnire cu vicepreședintele lor. Am vorbit astăzi și cu cei de la Genoa.
Până la urmă sunt aceiași de la Standard, că sunt aceiași patron până la urmă, adică relație bună am cu ei și l-am avut pe Radu acolo. Deci cu cei de la 777 și suntem, zic eu, foarte aproape să închidem aceste transfer. Alții jucători care sunt în portofoliul tău, să spunem așa, pentru alții jucători, oferte? Se mișcă sau așteaptă lumea să vină europeanul? Nu. Eu nu mai am la națională care să... Dar am discuții pentru Dina, pentru Grameni, care la Faru, adică Hagi, sper să-i aducă o ofertă bună și lui Dica. Sunt discuții și pentru el. Pentru Albert Gudmundsson, asta nu e român de-al nostru, e islandez, are deja 12 goluri în Italia. Și pentru el interes mare, de la Inter, de la Juve. Să vedem acum, când mă întorc în Anglia, dacă există și de acolo interes la fel de mare ca din Italia. Drăgușin? Cum e? Drăgușin e bine. Trebuie să aștepte, n-are ce să facă. E normal să fie o perioadă în care trebuie să stea la pândă. E bine, e cu mintea bine. Am încetat să mai citim ziarele. Ziarele te bulversează un pic așa când vezi ce scriu, dar e foarte bine. Să sperăm că va mai prinde câteva meciuri până la final și că va face un european bun. Cum ți se pământă? Și ai plecat, când ai plecat din România? Iartă-mă. Am plecat în vacanță cu familia o săptămână și am zis să-mi plătesc utilul cu plăcutul și m-am oprit o zi în Istanbul. Tot utilul cu plăcutul, că e frumos la Istanbul. Da, am fost în Antalya, la Belek. Am stat o săptămână cu soția și copiii. Bravo. Am zis să mai fac și niște bani dacă tot plec în vacanță. Sper că soția ta, Crina, s-a simțit bine. Da. Și v-ați distrat. Extraordinar. Ne-am distrat, da. Să-i transmit și salutări. Voiam să te întreb. Îi transmit. Dacă tu ai plecat de o săptămână, dacă nu ți se pare un pic straniu, să zicem un pic straniu, da? Că te întorci acasă și antrenorul CFR-ului Adrian Mutu nu mai e. Între timp s-a întors Dan Petrescu. La Petrolul, după umilința cu voluntar, s-a schimbat antrenorul. Nicolo Napoli, na, ce să mai zicem? Că în cazul lui Nicolo Napoli e mai complicat. Leo Grozavu și-a dat demisia de la Poliaș, a venit Toni da Silva. Da, nu mă surprinde nimic. În România mereu a fost așa. M-a surprins că Rapidul a continuat să menține antrenorul. După ce s-a întâmplat, mă așteptam și ei să schimbe, dar uite că m-am înșelat. Poate sunt mai profesioniști ca alții. O gândesc mai bine. De obicei la noi se judecă la rece și se schimbă antrenori. Am văzut că se ceartă familii între ele. La cine faci referire? La familia Mititelu? Mititelu și la bani, da. Da. Mi s-a părut foarte funny. Ajută ce tată cu fiul. Vezi? Fotbalul ce pasiuni creează? Nu m-aș fi certat cu tatăl meu, indiferent ce pasiune aș fi avut pentru fotbal. Eu zic că familia este mult mai importantă ca orice. Dar tu crezi, apropo de Rapid, ca să revin la Rapid, crezi că va rămâne Cristiano Bergodi? Sincer, nu cred că va rămâne din vară, dar un lucru e cert. Au stabilitate financiară, fac lucrurile cum trebuie, zic eu, din punct de vedere administrativ, că așa pe parte de joc și de transferuri și de alte lucruri, din punctul meu de vedere, am și spus-o, nu s-au mișcat foarte bine, au făcut niște investiții, eu zic că domnul Șucu, până la urmă, va nimeri formula câștigătoare, pentru că l-am văzut că e dedicat, am văzut că investește, am văzut că mănâncă parizer, deci e de-al nostru. Deci n-ai văzut ce frumos cu parizerul? A părut că e campanie electorală, știi? M-a distrat tare aia cu parizerul, zic că toată domnie, îmi place parizerul, e mâncarea mea favorită, a zis.
Așa, tot pe ziar, cu pâine? Da, de unde? Da. Cum e? Mai trebuie și niște declarații populiste. Da, a apărut așa, că e de campanie electorală, că tot vedem, vedem pe toți oamenii politici în această perioadă, dau cu mătura, vopsesc gardul, da. Se repară tot în România, deci e super. Ce mesaj ai pentru cei care țin cu FCSB, iar patronul tocmai anunța că vrea să-l transfere pe OTL, să-i transfere pe OTL, pe Luis Munteanu, pe Denis Alibec și încă un atacant, nu, de vreo 5 milioane de euro cu meciuri la Naționala de Tineret a Spaniei, ca să meargă în Champions League. Da, OTL și mie îmi place, un jucător bun, am urmărit. Eu zic că ar fi niște transferuri importante dacă a reușit să le facă. Eu am mizat pe ei, chiar la tine, de emisiunea, dacă ți-aduce aminte, am zis că o să câștige campionatul. Cu mult, nici nu știu dacă începuse, de câteva etape începuse campionatul și am prezis că FCSB-ul anul ăsta va fi anul lor. Dacă faci investițiile astea, da, Champions League, eu zic că visează un pic cam sus și un Europa League și un Conference League. E bun, până la urmă. Și o luăm pas cu pas. O notăm atunci discuțiile cu Trabzon, extrem de avansate, posibil să se facă transferul lui Denis de Gruș la Trabzon, da? Da. Îți mulțumesc tare mult pentru amabilitate. Cu plăcere. O seară numai frumoasă. Bine. Și vă urez de emisiune, la fel. Și vă, numai bine. Cosmin? Dan, Cosmin mai stă alături de noi câteva minute și aș vrea să discutăm mai mult acum cu el. Ce se poate întâmpla la FCSB ca ei să nu ia campionatul anul acesta? Nu prea văd ce s-ar putea întâmpla. Poate să implice Gigi Becali total să intre și la antrenament, nu știu. Dar nu prea văd să se mai poate întâmpla ceva. Adică, Doamne ferește, dacă se întâmplă ceva cu Florinel Coman, crezi că tot așa va merge echipa? Da. Pentru că mie mi se pare că Florinel Coman... Aseară nici Darius Ulară, nici Florinel Coman nu au zis și ei că nu au jucat extraordinar și cu toate astea... Florinel Coman nu a jucat extraordinar. E omul care a fost decisiv. El, adică okay. El este motorul acestei echipe. Darius Ulară, atunci nu... El clar nu a jucat extraordinar și cu toate astea echipa s-a dezlănțuit pe teren. Deci nu văd cum ar putea, poate nu știu, o gripă, ceva să lovească toată echipa. Numai așa. Cum a fost atunci cu COVID-ul, mi-amintesc că au fost... Doamne ferește, că nimeni nu le dorește asta. Răul și din contră le dorește nu, să fie sănătos din și de să performeze. Sportiv, cum ar putea bine. Să mai rateze titlul. Rămâne Cristiano Bergodi până la finalul sezonului pe banca Rapidului? Cred că va rămâne până la finalul sezonului și după va fi schimbat. Nu cred că îl va schimba acum în plin sezon, pe final de campionat. Alibex, uite, ne scrie Dumitru Tănase, nu se va mai duce în veci la FCSB, să fim serioși. O s-o duce sau nu s-o duce? Dacă va câștiga campionatul și cum se vede, va câștiga, eu cred că o să fie tentantă o revenire la FCSB, să joci în Europa... Mă gândesc că e tentant. Dane? Despre Alibec? Dacă ar veni la... s-ar mai întoarce? De ce nu? Ce mari performanțe are Alibec? În afară de faptul că e convocat la echipa națională și că la ultimul meci a stat pur și simplu pe teren, nu văd mari performanțe în viața lui sportivă. Cred că FCSB-ul l-ar ajuta, iar întinde o mână și iar da o mână de ajutor în situația în care e Alibec acum. E posibil să se gândească și la european, că el acum a terminat campionatul, din câte știu, în Qatar. Așa este. Da? Și poate l-ar ajuta să revin la FCSB în vederea europeanului. Să antreneze, să... Da, deci ajutorul ar veni din partea FCSB-ului, nu nici de cum din partea lui Alibec, dar oricum asta nu înseamnă că Alibec n-ar putea să, da, să sunt facă convins un... că și Faru și-ar dori să-l readucă. Adică cred că ar încerca și ei să îl aducă, dar acum cum e Faru, nu știu cât de tentant ar fi. Bun, scene incredibile la Galați, mi se pare de noaptea minții, un fan al lui Dinamo a fost agresat la Galați în plină stradă pentru că purta însemnele clubului favorit. Imagini și detalii găsiți pe pagina, pe site-ul playsport.ro.
nu trebuie să se ajungă la așa ceva. Încă o dată, în lumea asta, suntem liberi să purtăm orice însemne, dacă nu sunt unele interzise. Iar însemnele echipelor de fotbal, fără îndoială că nu fac parte din această categorie a însemnelor care sunt interzise. Oameni buni, fiecare poate să țină cu cine vrea. Nu e unitate. În Galați doar oțelul, contează. Da, nu mi se pare deloc în regulă. Dacă e violență, vom răspunde cu violență și o ducem langa, așa. Adică porți un tricou pe care scrie doar Dinamo București și ești luat la bătaie pe stradă. Pare că ești un pic în vestul sălbatic. Da, nu e normal ce se întâmplă. Acum nu știu și contextul, cum s-a întâmplat, dacă și persoana respectivă a făcut ceva în sensul ăsta, dar clar nu e normal să existe violențe între suporteri. Vedem, s-a întâmplat și de curând. E o problemă în sensul acesta. Și din ce spui, nici măcar nu era în preajma stadionului, nu era în mijlocul orașului, în centrul orașului. Era în oraș. Știrea e postată de colegii noștri la ora 17:26. Scenă revoltătoare, un fan din Amovist a fost agresat la Galați în plină stradă pentru că purta însemnele clubului favorit. Înainte de meciul dintre oțelul Galați și Dinamo, un incident nefericit a aruncat o umbră asupra fotbalului românesc. Un suporter, purtând cu mândrie tricoul echipei sale, a fost victima unei agresiuni brutale. Incidentul s-a petrecut în plină zi pe o trecere de pietoni, unde suporterul a fost surprins de un grup de susținători ai oțelului Galați. În ciuda faptului că se afla într-un loc public, suporterul a fost atacat fără milă. Agresorul i-a ordonat victimei să-și dea jos tricoul în timp ce îl bruscau și îi rupeau tricoul. Trage-l de pe tine, trage-l de tot, n-ai ce căuta cu Dinamo aici. Agresiunea vine în contextul unui meci tensionat la Galați, mai punctează colegii noștri de la Play Sport. Pe cuvânt, adică vine cineva pe stradă și îți ordonă să te barbari. Să te dezbraci. Da. Asta e ceva foarte trist. Faptul că suntem în alt secol din multe puncte de vedere și din acesta. Și am fost și eu în tot felul de orașe europene. Da, și ai venit cu ceva de la Juventus pe tine, dar dacă te duci... Ai pățit ceva la Roma dacă ai purtat această... Nu, n-am pățit nici la Roma, nici la Madrid, nici la Milano. Ai la Madrid, nu era, dar la Milano. N-ai pățit nimic? După cum se vede, nu. Ai fost recent. Da, eu mai sunt și mai mare așa și le cam teamă. Să... Cred că și suporterului Dinamo despre care vorbim. Nu cred că era seama că e ceva, neapărat. E ceva incredibil când auzi asemenea lucru. Știut fiind faptul că în trecut se petreceau și astfel de... Dar se petreceau în momente în care, nu știu, te duceai ostentativ către Galeria Stelei sau a Rapidului sau... Se întâlneau, își dădeau la un moment dat, își dădeau întâlnire undeva și se luau la bătaie, adică facțiunile astea de din galerie. Dar să mergi prin mijlocul orașului în 2024 cu un tricou al unei echipe care nici măcar nu văd așa mare rivalitate, nu se sizeze rivalitatea atât de mare între Dinamo și Galați, că dacă ai fi mers prin Giulești înainte de meci, bă, ești un pic inconștient. Mai sunt oamenii care sunt deranjați înainte de joc. Dar în Galați, la 3 ore și jumătate sau 4 ore de meci, mi se pare Uite, Andrei Balpan Demetrian ne scrie și eu am fost acum ceva ani cu tricolul Dinamo pe stadionul din Iași și n-am pățit absolut nimic. Eu fiind din Iași, altcineva ne scrie, Mario Sârghe, eu am avut curaj să mă duc în Manchester cu tricoul lui Liverpool și nu mi s-a întâmplat nimic. Dar te întreabă pe de altă parte, Cătălin Avram, dacă mergi cu tricoul lui Inter la Torino. Eu să merg cu tricoul Inter? Da, ți-e greu, că nu, el nu ține nu se cu... Poate nu ce poate ce că nu ține cu Inter. Nu, dar n-aș putea să pun... Că avea curaj să mergi cu... nu am cum să... pun așa ceva pe mine, dar aș merge cu tricoul lui Juventus la Milano. Și am și mers. Doamne, mie nu mi Mai se departe, pare normal. Două secunde. A fost Roma-Lazio. În tribuna a doua erau oameni care fluturau steagul lui Lazio și oameni care fluturau steagul Romei cu fular, unul lângă celălalt. Acum două zile, duminică. Nu, erau mai mulți. La tribuna a doua. Și e Roma-Lazio. E ceva rău acolo. Nu e Dinamo oțelul Galați.
Nu, e mult mai rău. E mult mai rău. E ceva rău. În Germania vedem la Bayern Dortmund, mai mereu vezi deci nu se camerele spuse că... pe suporteri care stau împreună, suporteri Bayern, suporteri Dortmund. Adică nu, nu clar, dar Italia, da, mai și... toate țările civilizate. Nici nu înțeleg oamenii ăștia că un astfel de episod pune în atemă din nou din acelea pe tot fotbalul și pe toți suporterii și intre la grămadă așa, ați văzut, huliganii din fotbal, cum spun restul oamenilor din exterior, cetățenii, cum le place lor să spună, cetățenii așa spun. Uite, golania aia de la fotbal, adică ai văzut ce s-a întâmplat. Nu, ce este cert, niciodată nu vei putea, acum, dacă tot am deschis această discuție și putem să discutăm și să marșăm pe ea în continuare, nu poți să faci niște lucruri de genul, să mergi în mijlocul galeriei cu un tricou. Este un moment ostentativ. Nu poți să faci asta, nu poți să mergi pe lângă galerie. Nu poți să mergi în centru acestor băieți care sunt ultrași. Deci nu poți să faci, să nu cumva să înțeleagă cineva acum că e bine să mergi cu tricoul lui FCSB sau al lui Steaua pe lângă galeria lui Dinamo că suntem în București și că suntem în anul 2024. Nu, nu sunt lucruri normale pentru că riști. Dar în mijlocul orașului să nu poți să-ți susții echipa și mai mult decât atât, să ți se rupă tricoul pe care ai dat niște bani, sunt banii tăi, da? Este extrem de regretabil. Este extrem de regretabil. Nu se poate tolera așa ceva. A, domne, dacă te duceai în mijlocul galeriei și erai și atâțai pe oamenii ăia, da, atunci înseamnă că erai inconștient. Dar în mijlocul orașului sau pe o stradă din oraș, în ziua, în amiaza mare, mi se pare... mult prea mult. Mă rog. Eu cred că și autoritățile ar putea să fie ceva mai aspre. Pentru da, nu poate să fie un polițist în fiecare da, să vadă fața. Mă refer, mai exact era pe lângă la sancțiuni, mă refer, adică mi-am amintesc în Anglia cum au stârpit ei huliganismul, mi-am amintesc suporterii care primeau interdicție înainte meciului echipei favorite. Erau la veneau, secție. Da, erau la secție, dădeau cu subsemnatul. Eu mă gândesc că ar fi și la noi o soluție genul acesta. Nu doar o amendă, interdicție care se dă, dar tot intră pe stadion. Da, dar știi că atunci când o să avem interdicție, bă, nu știu, pentru 1000 de persoane, ce face că la secție nu e loc pentru 1000 de persoane? Evident, n-or fi toate în aceeași, da. În același oraș. Dar, păi da, dar când interzici masiv, pentru că dacă am luat acum, am vedea că la fiecare club din acesta puternic are destul de mulți interziși pe stadioane în acest moment. Fire, Doamne ferește, se nimerește să fie doi dușmani și se întâlnesc acolo, adversarii, se la secție. Acolo la bătaie. Acolo la secție, vorba aia, nu te iei la bătaie, chiar la secție cu poliția de față. Sunt totalmente împotriva gesturilor acestora huliganice și, repet, nu fac bine pentru că oamenii spun nu te mai las, nu mă mai duc cu copilul la fotbal, pentru că uite ce se întâmplă în mijlocul orașului și uite ce se poate întâmpla la meci și că nu vreau, tocmai de aceea mi-e frică să mă duc. Și atunci stăm acasă și nu se mai duc și copiii nu se mai pot bucura de astfel de momente. În concluzie, Cosmin, tu crezi sincer în posibilitatea ca FCSB, făcând transferuri masive în această vară, să aibă șanse să fie aproape de Champions League? Cu cât face transferuri mai bune, mai scumpe, mai importante, cu atât șansele cresc, asta e clar. Dar, da, într-adevăr, nu pot să zic clar că va avea vreo șansă exactă, că nu, e greu, e foarte greu. Sunt echipe bune, cu bugete mai mari, dar cum nu știm. Ce are de gând Gigi Becali, poate chiar vrea să aducă, cum e jucătorul acela spaniol, dacă va reuși să-l aducă, într-adevăr, ăla este un atacant de Champions League, a zice. Tot Andrei Waltac Demetriade ne scrie, apropo de episodul de la Galani, să mergi prin Luton cu alte tricouri în afară de cel al lui Luton, să vezi câte dragoste primești, dar nu cred că se ajunge la violență. Păi despre asta este vorba. Nu se ajunge la violență. Bun, ne apropiem de fix, te rog. Cu siguranță nu. Și aici te gândești că poate să-i fi spus și eu, băi, ce cauză mă pe aici? Du-te-mă la context, exact. Du-te-mă la câinii da, tăi, știi, sau ceva singur, de genul. Nu o să-i la bătaie, adică... Să-i rup tricoul și să-l iei la bătaie. Și oricum, nu-i rup tricoul, că până la urmă este bunul lui, e tâlhărie. Nu știu unde te-ai încadrat, dar te-ai încadrat la ceva de genul. Vădă mare corporală. Violență.
Da, la agresiune, tâlhărie, hainele tale, până la urmă tricoul tău, da, dăm banii pe tricoul, du-te și cumpără mie. Eu scuresc cei care au făcut treaba. Dacă au făcut plângere. Dacă s-a făcut plângere. Despre asta este vorba, dacă se face plângere. Bun, îl așteptăm alături de noi pe Ionuț Zaina. Schimbăm liniile, Cosmin Olteanu, îți mulțumesc tare mult pentru prezență. Mergem în zona lui Dinamo pentru că urmează această partidă importantă pentru Dinamo. Dinamo urmează să joace cu cei de la Oțelul Galați, meciul de la Galați cu Oțelul în această seară, ora 20:30. E o bătălie foarte importantă, evident, pentru cei de la Dinamo. De fiecare dată cei de la Dinamo joacă finală după finală după finală până la sfârșitul acestui sezon. Un campionat complicat pentru oamenii de la Dinamo, care s-au trezit în această parte inferioară a clasamentului. Venirea lui Jelico Kopić însă i-a ajutat pe cei de la Dinamo. Am văzut câteva meciuri bune cu rezultate bune făcute de cei de la Dinamo. Câteva puncte strânse în decurs foarte scurt de timp. Acum, iată-i în această situație, pe poziție deloc retrogradabil, dar, atenție, cu un meci mai puțin decât echipele din fața lui Dinamo. Ni se alătură discuției Ionuț Rada, pe care îl salut. Bună seara, Ionuț! Bună seara, Ioana, și bine m-am găsit. Mă bucur tare mult să ne auzim. Tu la Cluj, la CFR Cluj, în apropiere de stadionul celor de la CFR Cluj, nu? Și din nou schimbare de antrenor. Adică a început, eram în iarnă cu Mandorlini, a venit ulterior Adrian Mutu, a plecat Adrian Mutu, s-a întors Dan Petrescu. Da, mi-aduc aminte de nemulțumirile care erau în perioada în care era Dan Petrescu la CFR Cluj și de multe ori auzeam așa rumori în tribună spunând că preferăm un antrenor care să ne aducă spectacol, dar nu mai vrem pe Dan Petrescu cu acest joc urât. Iată că n-a durat multă vreme și lumea își dorește rezultate, pentru că, până la urmă, e trist să termine pe locul 2, 3, 4. Deci, până la urmă, cumva s-a ajuns la vorba lui Dan Petrescu, în care spunea, domne, ceea ce am făcut noi aici, o să vedeți rezultatul mai târziu când nu o să mai fim aici. Pe de o parte, dacă se oficializează revenirea lui Dan Petrescu, e clar că este o lovitură importantă pentru CFR Cluj. Dar, din punctul meu de vedere, va fi diferită, să spunem așa, instalarea lui Dan Petrescu față de prima venirea lui Dan Petrescu, pentru că atunci, la momentul respectiv, era Damba, era patronul echipei cu puține datorii sau 3-0, erau alți jucători, erau aproape două echipe sau în mandatul lui Dan Petrescu au ajuns să fie un lot numeros, calitativ și spunem așa, cu opțiuni pe mai multe posturi. De data asta, Dan Petrescu găsește în CFR Cluj mult sub ceea ce își dorește el. Și competitivitate, și valoare, și entuziasm. Deci vor fi niște probleme serioase din punctul meu de vedere. Aici e clar, sunt și eu curios cum va reuși Dan Petrescu, pentru că, așa cum am spus, meritele sunt al lui, pentru ale lui și, bineînțeles, echipei și tot ceea ce a semnat conducere în anii respectivi. Dar acum clar că este o situație complet diferită de cum a fost la primul mandat. Bun, și până la urmă, cum e? Nu ne place jocul urât, dar avem nevoie de rezultate și atunci facem compromisuri? Păi, se pare că da. Se pare că, până la urmă, n-a avut răbdare, adică nu s-a lăsat foarte mult timp cu Mandolini, pentru că, până la urmă, Mandolini, când a ajuns în la CFR Cluj, toată lumea știa că este nevoie de o schimbare, este nevoie de un alt joc, este nevoie să te aducă alți jucători. S-a încercat acest lucru, dar iată că suntem deja la al treilea antrenor. Deci răbdarea n-a durat foarte mult, chiar dacă într-adevăr erau niște rezultate mai puțin bune, îți asumi niște lucruri atunci când încerc un proiect nou, cu schimbarea lotului, cu reducerea bugetelor salariale, ceea ce s-a încercat, dar un eșec, chiar dacă era un eșec dureros, să luăm pe acesta cu Corvinu, trebuie cumva luate și decizii emoțională. Adică, din punctul meu de vedere, Adrian trebuia să rămână, chiar dacă lumea era nemulțumită și el a renunțat prea ușor, din punctul meu de vedere. Adică, cel puțin până în vară trebuia să rămână și acolo se luau decizii. Dar, iată, sunt decizii luate la cald, atât de patru echipe cât și de Adrian Mutu. Și e clar că s-a ajuns în situația asta în care
se dorește din nou un obiectiv imediat. Nu se mai dorește o construcție, nu se mai dorește poate o dezvoltare a clubului, pentru că asta necesită să sacrifici niște rezultate, să sacrifici niște ani în care cumva să accepte între ghilimele situația, nu știu, 2, 3, 4, 5 în clasament și să construiești ușor, ușor. Sau aduci pe Dan Petrescu, care Dan Petrescu clar nu o să va mulțumi cu locurile 3, 4, 5, va dori să aducă din nou jucători importanti, jucători cu salarii, jucători care cu mai mulți jucători pe un post, dar asta este riscant, pentru că, da, poate să-ți iasă, să câștigi campionatul și să mergi cu clorocări și de acolo să recuperezi și prin ceea ce iei de la UEFA și prin vânzarea de jucători, sau datoria se poate mări către pasul unor echipei. Cam asta, cam așa stau lucrurile, dar aș vrea să te întreb ceva apropo de Adrian Mutu. S-a iscat această discuție cum că ar fi fost lucrat de vestiar. A existat aceeași discuție cum că ar fi fost lucrat înainte și Mandorlini. Și Mutu n-a fost, a zis nu vreau să vorbesc despre trădare, dar nu a fost, n-a fost un răspuns fără echivoc. Ioana, o să te rog să-mi pui din nou întrebarea, că n-am auzit-o, cred că a fost un pic... Așa n-a fost penal. S-a lansat această discuție cum că vestiarul l-a lucrat pe Adrian Mutu. Din punctul meu de vedere, cred că e greu să vorbim despre lucrul acesta. Da, jucător poate să fie nemulțumit. Jucătorii poate să nu aibă o relație tocmai bună cu un antrenor. Jucătorii poate să fie, să spunem, oarecum nu neapărat depășit, dar să înțeleg că nu au aceeași lungime de undă cu Adrian Mutu. De altă parte, așa cum am spus, din punctul meu de vedere, Adrian Mutu a renunțat prea ușor. E un rezultat care doare, dar în același timp trebuie să găsești soluția să comunici mai bine cu echipa. Să comunici sau să vezi unde a fost problema. De ce a ajuns echipa în situația în care să nu aibă reacție, chiar dacă eram 10 oameni, chiar dacă vorbim de o echipă bună din Liga a doua. Adică, ca un antrenor care vrea să crească, la primul hop renunță. Cred că aici Adrian Mutu ar trebui și pe viitor, indiferent de situații de care să se mai lovească, să nu mai ia astfel decizii. Așa cred că, dacă este să ne uităm la mari antrenori, antrenorii încearcă să repare, da? Poate și el a greșit. Da, cu siguranță a avut poate partea lui de vină. Dar aici înseamnă și dezvoltarea unui antrenor, să înțeleagă unde a greșit și să abordeze, să schimbe. Pentru că, iată, găsești vestiare cu personalitate, găsești vestiare care poate nu acceptă anumite lucruri și aici este și bravura unui antrenor, să se adapteze la lot, bineînțeles, impunându-și regulile lui și ideile, dar cu niște... să spunem așa, idei care să fie plăcute pentru vestiar. Câștigă FCSB campionatul, e câștigat deja? Din punctul meu de vedere, am spus că înaintea meciului cu Craiova, dacă va câștiga peste 95% este campion. Adică, ținând cont și de celelalte echipe, de toate problemele, să spunem, pe care le-am văzut, atât în lot, atât în rezultate, acum clar, FCSB nu are, să spunem așa, o contracandidată care să aibă liniște, care să aibă un joc, care să vină cu un moral din spate să recupereze. Chiar dacă poate va mai pierde sau mai face vreun egal, din punctul ăsta de vedere, cred că FCSB stă cel mai bine. Și ca încredere și ca rezultate, are 11 puncte, da, 10 plus rotunjirea pe care a avut-o la începutul play-off-ului. Deci, din punctul meu de vedere, cred că lucrurile sunt oarecum terminate din punct de vedere al campionatului. Și ultima întrebare, dacă ar cumpăra, așa cum a și spus Becali, Alibec, Luis Munteanu, încearcă la Otele, un atacant din... care a jucat pe la Naționala sub 21 de ani a Spaniei, ar avea șanse de Champions League? Spuneam înaintea meciului cu Craiova că lucrul la care suferă echipele din Liga 1, dacă este să ne gândim la sezonul următor, pentru cupele europene, este tocmai asta, subțimea lotului. Adică puține opțiuni care ar putea să vină de pe bancă. Dacă se vor face niște transferuri importante, e clar că FCSB
și-ar mări șansele de reușită. Nu știu dacă de Champions League, dar reușite de a prinde o grupă europeană. Pentru că diferența în acest moment, trebuie să recunoaștem, este destul de mare față de echipele care participă în tururile preliminare în Champions League. Deci clar că... Dar sincer, da sau nu, Champions League? Da, eu mi-aș dori, dar slabe șanse. Mulțumesc, îți mulțumesc tare mult pentru amabilitate, Ionuț Rada, pentru această intervenție. Seară frumoasă! Seară bună! Numai bine! Ionuț Zaina, Radio Dinamo alături de noi, cu doi dinamoviști la masă, Dan Chilom, Ionuț Zaina. Bună seara, bine ai venit! Bună seara. Aștept să vină echipele de la Galaziel. Cred că tu le-ai primit. Da, le-am primit. Dinamo are cam același 11 pe care l-a folosit și cu Petrol, o singură schimbare. Surprinzătoare pentru mine, Gregorio este în atac, în locul lui Hakim. E adevărat, Hakim a avut o evoluție mai slabă în acel meci. De altfel, în repriza secundă, toată echipa a evoluat slab și s-a hotărât Mr. Kopić pentru un vârf mai speculativ. Acum să vedem, nu sună rău pe hârtie, Milanov în față, politic și Gregorio. Da, spune, ajută-ne cu toată echipa. Hai că vă ajut. Ca eu cu Dan să mă avem... Să ne dăm cu părere. Da, să ne dăm noi cu părerea. Imediat să ajung la... Da, pentru că e un meci foarte, foarte important, meciul acesta de la Galați, pentru Dinamo, cum de altfel toate partidele până la finalul sezonului sunt importante pe la Dinamo, pentru Dinamo. Dar Dinamo a ajuns singură în această situație. Acum Jelico Kopić în postura de salvatore de la patria. Golubovici în poartă, Patriche, Velkovski, Homau pe linia de fund, la centru Moura, Pavicic, Naore, Bordușanu, tripleta în față pe care am spus-o. Deci Bordușanu rezistă. Milanov, politic și Gonzalo. E o creștere de formă la Bordușanu, cel puțin așa mi se pare, a evoluat mai bine sezonul ăsta decât sezonele trecute, este evident într-o creștere, acum depinde doar de el. De multe ori ne punem speranțe poate prea mari, presiune prea mare pe cei jucători produși în curtea lui Dinamo. Deocamdată Bordușanu este pe o pantă ascendentă în acest sezon, mai ales că el nu a avut evoluții concludente nici la Liga a doua, nu era un titular de drept, dar iată că l-a convins pe Kopić, s-a integrat destul de bine, să sperăm că va face meciuri bune. Dan Chilom. Da, va fi greu să, ca Dinamo să-și revină după acel șoc, aș putea spune, egalarea aceea în la ultima fază, deși ar fi trebuit să mai joace 2-3 minute minim, pentru că au pierdut două puncte extrem, extrem de importante. Știu, n-au abordat cum trebuie jocul în ultimele minute, s-au retras foarte mult, Kopić și-a încercat a abordat aceeași strategie pe care a mai avut-o cu Sibiu. Nu i-a ieșit de data aceasta, a pierdut două puncte importante, două puncte cu care Dinamo spera la mult mai mult. În acest moment, Dinamo pare că cea mai bună variantă ar fi, evident, terminarea pe un loc care să o țină în Liga 1 și la anul, dar cred eu că se îndreaptă către locurile de baraj. Va fi greu la Galați, o Galați echipă care alergă extraordinar de mult și am văzut ce s-a întâmplat și cu Craiova în cupă și când au marcat și felul în care au abordat partida și cât de bine sunt pregătiți cu metodele lui Dornelu, acelea învechite și așa mai departe, discuția aceea eternă. Îi va fi greu lui Dinamo pentru că este o deplasare ostilă, este o deplasare grea. Trec etapele și încă Dinamo nu a ieșit total, n-a scos capul total de acolo de sub apă, acolo unde a fost cam tot sezonul. Greu, va fi greu. Eu zic că și un punct e bun, dar trec etapele. E o deplasare grea. A avut deplasare grea. Pe de altă parte, Oțelul Galați acasă, da, citesc pe Dinamo 1948, are 3 victorii, 8 rezultate de egalitate și 5 înfrângeri. Nu e o echipă care să se prezinte, în ciuda faptului că are publicul de partea ei, în ciuda faptului că sunt foarte multe lucruri frumoase acolo, nu are niște rezultate extraordinare pe teren propriu. Dar asta sunt în play-out. Trei victorii doar. Este o echipă reactivă, nu este o echipă activă. Este o echipă care se
descurcă mult mai bine în meciurile din deplasare, așa cum foarte bine spunea Dan, o echipă muncitoare, o echipă care aleargă foarte mult, însă o echipă care nu stăpânește foarte bine jocul pozițional, o echipă strict reactivă. Dacă vrei, o echipă opusă celor de la Hermannstadt, da, dar este opusă. Hermannstadt își câștigă acasă, Oțelul este echipa care joacă mai bine de plasare. Și a terminat, iartă-mă, 8 etape la rând, a terminat la egalitate, pentru că e foarte greu să marchezi, să ieși din matca aia dacă asta se antrenează. Dorinu și-a dat seama că nu are cu cine și corect. S-a preferat să meargă pe zona asta de disciplină și de tactică și de alergătură. A scos cam maximum din lotul pe care l-avea la dispoziție, fără doar și poate, toată stima pentru Dorinel. O singură observație, să știi că discutând cu cei de la echipă, cu domnul Copici, cu cei care au fost la meci, nu a fost un ordin de pe bancă să se retragă în repriza a doua. Categoric. Da, nu a fost deloc un ordin de pe bancă, din păcate, cred că a fost o cădere psihică. Pur și simplu, jucătorii, știind istoricul cu UTA, cu Hermannstadt, da, atunci când le-a ținut... Bine, știi cum e, informațiile care vin de pe bancă nu trebuie neapărat spuse, răstite. Prin felul în care schimbi, prin felul în care, eu știu, dai senzația că ești stăpân sau nu pe situație, atunci jucătorii simt, jucătorii înțeleg, jucătorii, eu sunt sigur că n-a venit nimeni să le spună cineva, retrăgeți-vă, dați cu mingea în tribună, să treacă și ultimul minut și să scăpăm de această fază și să câștigăm. Nu, cu siguranță, dar undeva în subconștientul lor s-a întâmplat chestia asta, ceea ce spui și tu, doar că nici schimbările nu au fost cele mai inspirate, filozofia și ceea ce le-a spus probabil Copici pentru a doua repriză s-a văzut și iată că în ultimele minute a jucat numai Petrolul, pentru că frustrarea mare nu este pentru rezultat, este pentru modul în care s-a obținut rezultat. Ok, Dinamo ca joc în repriza a doua nu a existat. Din minutul 50, Dinamo a căzut din toate punctele de vedere, n-a mai avut niciun fel de pretenție ofensivă. Însă modul în care au intervenit arbitrii și au acordat, au validat acel gol, au băgat mingea în poartă, aici intervine frustrarea. Ok, puteam să fim pedepsiți de joc, în câteva faze au avut... Bun, deci consider că nu a fost penalti la faza aceea? Nu, niciun caz penalti. Deci consider că nu a fost penalti? Nu, dar eu zic că și frustrarea și pentru cele două puncte pierdute... Da. Este mare, nu mai că cum le-am pierdut. Pe de altă parte, iată, nu pui mâna pe adversar în halul acela, pentru că el pune mâna pe adversar. Deci dreapta este undeva în zona pieptului, stânga este peste umăr. Eu sunt de acord cu tine, putem vorbi, dar până la greșeala lui Amzar, dacă o considerăm greșeală, deși mie mi s-a părut și acolo prea ușor, a fost un fault evident la Homau. A fost o poziție extrem de dubioasă și nu au avut VAR. N-a funcționat VAR-ul la acea poziție, da? Okay, nu a reacționat nimeni din camera VAR la faza respectivă. Nu a funcționat VAR-ul, a spus că este neconcludent când au tras liniile. Deci nu au reacționat, dar au spus că este neconcludent. Pentru că e cu triangularea, durează 70 de minute. Oricum a durat acolo 12 minute, era ceva înspăimântător cât a durat. Au mers pe mână atunci, dar nimeni nu a sesizat faultul la Homau, care a fost evident. S-a văzut pe toate relorile și atunci Amzar este ultima problemă pe care am avut-o acolo. Chiar ultima problemă. El a avut o poziționare greșită, nu avea ce să facă, trebuia să-l geneze pe Musi, altfel probabilitatea de a înscrie era mare. Nu știu care a fost intensitatea, dar până acolo faza trebuia oprită. Eu nu prea sunt fanul lui Amzar, recunosc. Da, s-a văzut când ai zis Bordușanu, așa, mă bucur pentru Bordușanu. E așa, sigur, baftă multă să fie foarte, să aibă niște evoluții extraordinare, dar nu prea a greșit, a greșit mult și la declarații. El nu trebuia să... A scăpat un pic porumbelul, a sărit cal un pic, dar fiind tânăr... E tânăr și hai să îl cauționezi din perspectiva asta. Respectul față de... Cauționezi. Față de arbitru, trebuie să fie, nu poți să-i spui chiar așa. Nu, greșeala de la... Nu, mie nu, iertați-mă, să ne înțelegem, Dan. Eu fac referire la el doar ca joc, adică am două meciuri cu FCSB, spre exemplu, în care a fost, Musi a scos acel penalti. Da, a scos, Musi chiar a scos. Acel penalti. L-a scos, da.
Așa spun și eu. Nu se dădea un penalti acolo atât de ușor, mai ales în contextul respectiv și mai ales că înainte de acea fază, de acel clinch între cei doi, a fost un faul clar în atac. La VAR nu știu ce s-a analizat, mai ales ce am înțeles că... Păi da, stat foarte mult pe triangularea aceea. Da, liniile n-au mers. Softul acela pentru că liniile chinuie, sunt făcute ca simplu. Să nu meargă. Nu știu, ne chinuie cu liniile acelea și cu triangularea și cu... Dom'le, simt nevoia să se întoarcă la faza aceea. Păi gheata e mai în față, dacă vârful gheata e mai în față, trage acolo linia la gheata. Lasă-mă cu triangularea, cu umărul, cu alea, cu umbra, cu tot. Pentru că se pierde foarte mult timp. Deci am stat atunci vreo 12 minute. Tot așteptam să vedem ce Dumnezeu caută acolo. Una peste alta, Dinamo, misiunea lui Dinamo s-a înrăutățit după meciul ăsta cu Petrolul, din păcate. Pentru că avea o mare nevoie, iar aici un factor decisiv a fost lipsa publicului, indiferent că vorbim despre copii minunați, n-are nicio legătură. Dinamo era... Copiii sunt minunați, da, au primit vestea Dinamo... și vineri atunci, nu? N-au mai apucat să se mobilizeze. Vor Dinamo fi mai mulți copii. Nevoie... Dinamo prin școli. Dinamo are nevoie de fanii ei. Dinamo este o altă echipă când joacă acasă cu fanii în tribună, cu atmosfera care se creează pe acel stadion, aproape de gazon, tribunele sunt acolo lângă teren. Nu, deci nu se compară. Iar... odată ce am auzit această veste că Dinamo va juca fără spectatori, m-am temut pentru echipa lui Kopici, pentru că este clar extrem de greu fără am reușit să vorbesc cu Mr. Kopici a doua zi, cred, și îmi spunea că s-au conectat destul de greu jucătorii. S-au conectat destul de greu pentru că era o atmosferă ca în cantonamentul din Turcia. Da, de antrenament. De vacanță, de antrenament. Și atunci au intrat cu greu în ritmul de joc. Cu toate astea, prima repriză consider că a fost una bună. Acum, ce s-a întâmplat în repriza a doua, am tot discutat, sper să... Au obosit copiii în tribună. Cu siguranță tu ai dreptate. Da, mai erau și erau micuți, mai. Cu siguranță tu ai dreptate, dacă ar fi fost publicul care vine pe Arcul de Triunf, cu siguranță nu s-ar fi ajuns să se joace în acest mod repriza a doua. Da, nu ar fi dominat niciodată o țară. Ai nevoie de energia publicului și jocul care ai făcut din momente, sunt momente în care ai nevoie de acel imbold. Din partea fanilor, pe care nu-l ai și nu-l va avea Dinamo, cel puțin în jocurile de acasă. Se mai poate face ceva? Adică mâine va fi decizia la apel, se va lua decizia la apel, da. Vom afla. Eu am tot vorbit despre suspendarea asta din momentul O pot muta în altă parte, la altă încadrare? Că de fapt să se caute o altă încadrare. Da, normal trebuie să găsească o altă încadrare, pentru că ceea ce au făcut este total anormal. Dacă ai un regulament învechit, ok, n-ai nicio problemă. Da, dar iartă-mă, Ionuț, anul acesta mergi pe regulamentul învechit. Dacă ai un regulament învechit, atunci fii foarte atent la încadrări. Pentru că, de ce spune învechit? Ai pedepsit odată pe toți cei care au produs acele evenimente pe teren. I-ai chemat la secția de poliție, i-ai amendat, i-ai suspendat. Apoi vii cu o suspendare pentru oamenii care n-au făcut nimic. Pentru că acea suspendare nu se mai aplică celor care au fost interziși, se aplică pentru restul oamenilor care n-au nicio vină. E ca și cum doi oameni se bat în fața unui restaurant și tu închizi restaurantul. Niciun fel de explicație logică. Doi oameni se bat în restaurant. Nu închizi restaurantul, ci nu mai dai voie acelor oameni să participe la eveniment. Sunt perfect de acord. Aici trebuie interziși, trebuie amendă pentru club, pentru că stewardsii tăi n-au intervenit, că de-aia e stewards și de-aia trebuie să iei firme competente de stewards ca oamenii aceia să nu ajungă în posibilitatea de a intra pe teren și a se lua la bătaie acolo, dar nu închide toate tribunele, adică nu închide, nu-i lăsa, nu mă pedepsi pe mine, că poate vrea să merg și eu pe Arcul de Triunf la un meci al lui Dinamo. Exact. Și mă simt pedepsită. Realmente, această decizie, eu mă simt pedepsită. Nu este în regulă. Nu știu, bătăușii să fie sancționați. Dar au fost sancționați, asta spune. Am înțeles că ei au fost sancționați, dar au încadrat, au pedepsit-o și pe Dinamo. Dar UTA. UTA, da, exact. Dar UTA, că pe Dinamo, hai că treacă mereu, dar UTA. Da, nu, este ilogic ce s-a întâmplat și sper că mâine să avem parte de o decizie corectă. O decizie corectă ar fi însemnat închiderea anumitor sectoare. Era cea mai corectă decizie în cazul de față. Era un regulament, dacă vrei, valabil pentru anul 2004, când nu erau sistemele astea de recunoaștere a celor care produc turbulențe.
Atunci, da, nu puteai să-i recunoști, nu puteai să-i să le dai interdicție, nu puteai să-i amendezi și atunci îi pedepseai pe toți. Însă acum e deja prea mult și e depășit, total depășit. Ce bine avem noi care avem abonamente, ne scrie Mihail Mitică. Da, perfect, de acord. Sunt în solidar cu Mihail Mitică. Sunt de acord, n-aveți absolut nicio vină și este absolut aberant că ați fost pedepsiți și nu beneficiezi de ce... Nu, deci, cumva, prin această decizie, un om care a cumpărat ceva nu beneficiază de așa ceva. E ca și când ți-ai luat o mașină, dar vine cineva și spune 2 săptămâni, dar nu e vina ta, 2 săptămâni nu poți să folosești mașina aceea. Dom'le, mi-a cumpărat-o, pentru că eu am plătit acele meciuri. Da, este... acest regulament, la începutul sezonului, se știa. Acesta este regulamentul, ei trebuie să-l schimbe. Unde ar încadra Dinamo? Iartă-mă. Nu cunosc tot, dar bănuiesc că există o portiță să-l încadreze în altă parte. Adică e ilogic, complet ilogic. Pentru că tu ai spus foarte bine, un om are un contract cu Dinamo. În momentul în care și-a cumpărat un abonament pentru tot sezonul, practic el are un contract prin care și-a cumpărat acel loc de la o instituție privată. Intervine altă instituție privată și spune nu beneficiezi de acest contract. E halucinant. Absolut halucinant. De ce? Da, da, mă rog, în fotbal lucrurile sunt toate bizare. Da, se judecă pe un regulament care trebuie updatat, trebuie adus în zilele noastre. Dumitru Tănase, stewardii trebuie să fie ca niște balerini, nu supraponderali. Da, e o problemă și cu firmele de pază. Eu am această problemă, îmi pare rău cu firmele de pază, pentru că stewardii aceia sunt nepregătiți, aceia nu sunt stewardii. Dar nu știu dacă sunt stewardii. Da, sunt niște cetățeni care sunt oameni aduși. Care primesc niște veste și care au 100 de lei. Da, trebuie să fie ceva, trebuie să se întâmple ceva. Nu știu, nu e chiar așa. Acum, na, mă uitam, mi-a trimis cineva imagini din Franța. E greu pentru stewardii să intervină. Da, Franța are o problemă, dar în Anglia? Da, în Anglia au fost educați în timp și forțat. Forțat? Zici, da. Forțat. Da, și s-au educat în timp și forțat. Forțat. Păi da, da. Forțat la fel, individual. Individual, da? corect. Forțat, individual și a funcționat. Da, dar funcționează și în Germania și în Italia. Exact. Și amenziile sunt atât de mari în Anglia, am povestit cineva că un scaun rupt pe un stadion din Anglia, acum nu știu dacă mai e de actualitate, era o discuție de acum vreo 2-3 ani, era 3.000 de lire. Vrei să strici, să rup scaunul pe care stai într-un 3.000 de lire. Bine, nu e atât de mult. Gândește că o petardă aruncată la meciul dintre Hermannstadt și Dinamo, o singură petardă, Dinamo a primit amendă de undeva la 7.000 de euro. Atâta costă o petardă în viziunea celor de la PRF. Da, dar dacă aruncă 100, tot aceeași amendă iau. 15.000, 20.000, 30.000. Nu știu. Dar acolo amenda este pe persoană fizică. Da, nu, așa pentru că la noi, amendat. Cei care aruncă cu petarde, ca să ne ducem în zona cealaltă, cei care aruncă cu petarde și fac rău clubului, nu plătesc pe persoană fizică. În Anglia să plătești pe persoană fizică. Da, pentru că e locul tău cu bilețelul tău. Da, deci în orice campionat din vest, în orice campionat puternic, în momentul în care vrei să-ți cumperi un bilet, chiar dacă vrei să-ți cumperi un bilet în deplasare, da? În deplasare, atenție. Deci nu poți să-ți cumperi niciun bilet dacă ești în Germania sau în Italia, ții cu o echipă și vrei să-ți cumperi un bilet la o altă echipă, la un alt meci, fără un card prin care te identifică, nu ai cum ce să cauți pe teren. Deci la momentul în care ajungi la teren, la stadion, chiar dacă tu ții cu echipa cealaltă, nu ești de la Leverkusen, da? Tu stai în locul cutare, oamenii știu cine ești, au toate actele tale, da? Și te-au identificat dinainte de a intra în stadion. Și dacă tu pleci în România și faci o grozăvie pe acolo, ce ți se întâmplă? Dacă? Dacă faci vreo grozăvie acolo. Păi nu poți să ții bilet. Nu ai voie să ții, nu poți să ții bilet. Nu. Deci dacă tu vrei să-ți achiziționezi un bilet, da, la Roma Lazio, da? Exact. Fără un card, la Napoli, fără un card tu nu poți să intri la meci. Îți trebuie card. Bun, se numește card Tesera. Deci nu ai voie. Asta înseamnă Tesera. Deci nu poți să-l achiziționezi pentru că nu te au sub control. Deci n-ai cum să faci nimic pentru că tu ești acolo, știu cine ești, au camere peste tot, te-au identificat frumos și au venit lângă tine. Uite, și au... vine și... Nu poți să ții bilet. De asta îmi place că oamenii sunt vin cu tot felul de informații. Daniel Bădălane scrie, am cumpărat eu la AC Milan un bilet și a trebuit să-mi pun numărul de pașaport și toate detaliile despre mine. Da,
Dar atunci știi că plătește ăla, dar să plătească. Dar și cel care a aruncat cu petarda, să nu fie ascuns de către prietenii lui. Aici sunt de acord. Aici sunt de acord. Că sunt ascunși de prietenii lor. Aici sunt de acord. Asta bun. Hai să ne întoarcem la meciul de la Galați. Din păcate am avut ce informații ai. Am văzut colegii noștri la ProSport, Play Sport, au scris despre incidentul din orașul din oraș, unde un fan al lui Dinamo, care avea un tricou pe care scria doar Dinamo București, a fost agresat fizic de către suporterii ai celor de la Oțelul Galați. Evident, un incident izolat, evident, un incident care se poate întâmpla, nu putem să vorbim despre incidente majore, este un incident izolat. Am înțeles că au fost identificați, am citit în acea informare chiar la PlaySport, au fost identificați, au fost amendați cei care au comis acel gest. Trist. Trist. Trist că în 2024 se mai fac asemenea... Pe stradă. Pe stradă. Pe stradă. Nu la stadion. Nu... Da, nu, e trist, e trist, ce să spun. Chiar și nu exista această... Nu știam să există această rivalitate între Oțelul Galați și Dinamo. Dacă era Dinamo Craiova, Dinamo Rapid, Dinamo Steaua, FCSB... Nu există. E o chestie de aia locală, neînțeleasă bine. Adică e patriotism local dus la extrem. Am vorbit de partea inferioară, să vorbim și de partea superioară. Știu că nu cu mare drag, dar Ionuț Zaina, din postura de jurnalist, cum vezi bătălia la titlu și avem deja o câștigătoare? Se dau medaliile? Se pregătesc? Da, s-a cam terminat, din păcate. Nu-mi doream să câștige. Noi avem o dorință. Dacă nu câștigăm noi, să nu câștige FCSB-ul. De data asta va fi, se pare că este campionatul lor. Pentru că niciuna dintre contracandidate nu pare să aibă nici forța, nici experiența necesară să îi încurce. Asta dacă nu se bagă Gigi. Gigi mai ai timp încă și acum. S-a întors Petrescu la CFR. S-a întors Petrescu la CFR. Nu poate să schimbe Dan Petrescu în 7 etape. În 7 etape. Dan Petrescu a venit acum să evalueze lotul, cel mult. Lotul pe care l-are la dispoziție. Da? Pentru că noi știm foarte bine, odată cu plecarea lui Dan Petrescu, lotul celor de la CFR s-a schimbat în totalitate. Dan Petrescu are nevoie acolo de 8 fundași din 11 ca să-și facă o echipă puternică. Deci mai are nevoie de încă 8 fundași și încă nu e acolo pentru sezonul ăsta. Sezonul următor. Dane. Sezonul următor care... Dan a zis că anul viitor titlul deja i-a luat, adică să se pregătească medaliile acum pentru FCSB și pentru că în sezonul viitor, propune să se facă deja, să se scrie pe tăblița acolo. Am zis 80-90% CFR-ul va fi campionă, da. Și mențin acest pariu. Mi-e greu să spun pentru sezonul următor, pentru că în fotbalul românesc niciodată n-ai siguranță. Plus că Dan Petrescu e un antrenor foarte pretențios, foarte pretențios. Și știi cum e și stilul ăla defensiv, nu o să-ți meargă la infinit. O să vedem. Da, o să vedem. El a avut rezultate, știe ce are de făcut, știe să se impună. Este locul în care el a avut cel mai mari rezultate, atât interne cât și externe. Și trebuie să ne bucurăm de venirea lui Dan Petrescu în campionatul românesc. Dar din e un nou alt pentru semnal că aici. Este un mare plus. Scuze-mă că te-am întrebat. Este un alt semnal. Pentru că s-a tot vorbit despre CFR ca despre o echipă care începe să aibă probleme financiare. Probleme financiare, probleme... O aducerea lui Dan Petrescu mi-arată că patronul de acolo nu prea are probleme financiare deloc. Sau trece peste ele, face un efort. Da, sau are capacitatea de a trece peste ele, pentru că Dan Petrescu este un antrenor nu scump, e foarte, foarte scump. Ți se pare că începi să te plângi că e scump, îți iei ceva și mai scump. Da. Întotdeauna așa e. Da. E clar că nu sunt problemele atât de mari. Nu cred că Dan Petrescu va accepta micșorarea aceasta de capital și de buget atât de drastică. Atât de drastic încât să nu-și poată expune ideile, pentru că el nu se abate de la principiile lui, orice ar fi, și va fi interesant ce se va întâmpla, dar cu siguranță cu el la timonă, cu el pe banca tehnică, CFR este favorită. Din mai multe motive, le-am mai spus și în debutul emisiunii, și cred că și acum CFR-ul are un lot bun. Are un lot de jucători bun, un lot echilibrat, cu dacă își păstrează și mai aduc ceva întăriri, CFR-ul va fi din nou ceea ce a fost în ultima perioadă.
Da, așteaptă dinamoviștii cu sufletul la gură finalul partidei de la Iași, dintre Polia și Craiova lui Adrian Mititelu, în prelungirile acestei partide, 0-0 în continuare. La acest scor ar fi... Da, e cel mai bun rezultat, pentru Dinamo, da? La acest scor am avea Polia pe locul 13 cu 18 puncte, Craiova lui Adrian Mititelu cu 17 puncte pe locul 14, Dinamo cu 16 puncte pe poziția a 15-a în clasament, dar atenție, Dinamo evident cu un meci mai puțin, inclusiv un punct la Galați ar ajuta-o cât de cât, ar urca pe o poziție de baraj, ar trimite-o de desubt pe Craiova lui Adrian Mititelu. Nu e gata partida, vă țin la curent cu ce se întâmplă acolo. Tot colegii noștri de la playsport.ro vin cu o informație care se confirmă și pe care tot ei au prezentat-o în premieră. Laurențiu Reghecamp a plecat de la Altai, nu a stat pe bancă la ultima partidă, scriu colegii noștri, și a ajuns la o înțelegere cu clubul. A plecat în acest moment de la Altai. Are o interdicție de a antrena în România. Are o datorie de 200.000 de euro. Laurențiu Reghecamp către Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, asistentul acestuia, are o datorie de 100.000 de euro. Teoretic ar avea o interdicție în România. Dani Dita, avocatul lui Laurențiu Reghecamp, a spus că această interdicție primită la comisiile din România nu are niciun efect când vine vorba de cluburi din străinătate care ar vrea să-l angajeze pe Laurențiu Reghecamp. Am putea vedea o revenire la matcă, să spunem așa, pentru că nici Petet nu se simte deloc confortabil la Universitatea Craiova și atunci, domnule, hai, vin înapoi, vin eu înapoi, hai să ne reîmprietenim și asta este. Asta dacă Reghecamp ar fi un antrenor extraordinar, ceea ce nu este. Dar nici Petev nu este un antrenor nici extraordinar. Nici Petev nu este, dar vorbeam de Reghecamp. Reghecamp care nici nu mai știu de când n-a mai avut o perioadă bună sau de când n-a mai câștigat vreun trofeu, nu mai zic, de pe vremea când era la FCSB, la Steaua, și cred că are numai insuccese pe unde a fost. La ultimele echipe la care a antrenat, a dat o bară fără probleme. Nu știu de ce l-ai mai aduce înapoi, doar așa că îți datorează niște bani și să lucreze în contul acelor bani. Nu știu, cred că gândesc mai mult cei de la Craiova decât atât. Și Reghecamp, nu știu, mi se pare că în ultimii ani Reghecamp a luat-o vertiginos în jos în cariera sa de antrenor, nu-i mai iese absolut nimic, este și un fel alt fel de antrenor pe care noi îl cunoscusem la un moment dat, atunci când a avut succesele acelea în România. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, dar sesizez că e bucurie mare printre fanii lui Dinamo după acest 0-0 de la Iași. Poliași, se termină partida de la Iași. Poliași, Craiova lui Adrian Mititelu 0-0. Deci o victorie o duce teoretic pe Dinamo pe poziția pe primul loc de sublinie, să spunem așa. Da, nu. Acolo, la un pas. Ar fi o victorie importantă dacă vom obține. Dar nu cred că e foarte greu. Adică Foarte greu, nu. Te mai gândești cumva că vine și oțelul, mai găsești niște argumente. Că oțelul vine după meciul din cupă, că n-a avut timp de refacere. Nu trebuie să găsesc argumente. Și am să-ți explic. Pentru că vrei să joace din opinie. Nu, dar oțelul ne-a bătut în prima etapă, în sezonul regular în tur, fără să aibă decât un singur șut pe poartă, și acela a fost un autor Neluț Roșu, care a reușit să-și învingă propriul portar, un autogol. În rest, nu au dominat, n-au avut nimic, e adevărat, nici Dinamo n-a avut niciun șut pe poartă, dar era un meci care s-ar fi terminat 0-0 fără acel autogol absolut întâmplător. O lovitură liberă în care Neluț încearcă să o respingă și o deviază în poartă, și atât a avut oțelul. Apoi, în ultimul meci pe care l-am jucat, cred că a fost cel mai bun meci al Dinamo, 3-1 pe Arcul de Triumf. Dinamo, ca și joc, nu este sub oțelul. Oțelul este o echipă care muncește, care aleargă mai mult, care are o potență fizică, dar ca joc și ca primul 11, Dinamo ar trebui să fie peste. De asta, pe asta mă bazez. Acum, evident că în fotbal se poate întâmpla orice și nici Dinamo nu-ți dă siguranța aia, eu știu, în care să spui suntem favorit. Este un meci în care se poate întâmpla orice. Oricum, acest rezultat ne face să respirăm puțin, pentru că indiferent de deznodământul partidei care va începe într-o oră, nu,
nu sunt toate șansele pierdute. Indiferent de, evident că e bună o victorie, evident că este bună o victorie, dar acest rezultat ne face să mai să respirăm. Cred că Dinamo dacă nu ar pierde la Galați, dacă ar primi un recurs favorabil, un răspuns favorabil la apel și s-ar juca din nou, ar juca din nou meciurile de acasă cu spectatorii, se reîntoarce rata și prinde mai mult vânt în aripi și șanse mai mari de a se salva chiar și direct. Da, eu am un pariu făcut când Dinamo era la 10 puncte de primul meci de baraj. Am spus atunci Dinamo se va salva fără baraj. Da. Pentru că am văzut cum lucrează domnul Copici, am văzut ce pretenții are era la început atunci, am văzut cum s-a lucrat în cantonamentul de iarnă și mă gândeam că, sincer, vom avea a doua parte a sezonului mult mai bună. Nu este foarte rea pentru că am recuperat o distanță foarte mare. Atunci aveam 10 puncte până la primul loc de baraj, adică distanța era uriașă. Însă, în ultimul timp, cel puțin în ultimile două meciuri, randamentul echipei a scăzut. Următorul meci acasă cu UTA? Iașa. Cu Iașa. Cu Iașul, duminică, sper să fie cu spectatori. Oricum, este un meci pe care eu chiar îl consider crucial. Pentru că dacă bați Iașul, mai bagi o echipă sub tine și măcar îți asiguri cumva, îți securizezi un loc de baraj. Apoi, sigur, te uiți pe cine mai poți să mai bați sub tine. Nici Craiova nu văd că nu-și revine. Dacă bați astăzi, ai șanse să depășești și Voluntariu, pentru că ai meci direct cu Voluntariu. Da, Voluntariu care dintr-o dată și-a schimbat total optica față de acest play-out. În bine, a acumulat puncte, schimbat antrenorul. Voluntariu a început să conteze. La un moment dat îi vedeam victimă sigură, cum au mai fost ei în anii precedenți, și au reușit miracole, dar cred că dintre, hai să spunem, ultimele 5 echipe acestea care se bat la retrogradare, Voluntariu arată cel mai bine în acest moment. Dar știi că Voluntariu a mai avut momente de astea și în sezonul regular, când au avut 2-3 meciuri bune în serie, apoi 2-3 meciuri rele. Da, doar că au acumulat puncte și au acumulat câte 3 puncte, nu câte 1.5. Și puteau să acumuleze 9 puncte, pentru că ei la Arad au jucat foarte bine. Foarte bine, da. Foarte asta bine spun că arată, Arad. Jocul lor arată foarte arată bine. Arată bine, neașteptat de bine. Da. Dintr-o dată, așa, adică Pârvu, a fost inspirat cu aducerea lui Pârvu. Da, uite, dar și Petrolul are o situație dificilă acum. Înțeles că a schimbat antrenorul din nou. A schimbat antrenorul și dacă... Da, Petrolul poate intra în această poate coră, intra, da. Poate intra. Părea o echipă care era într-o zonă grijă. A fost o echipă care, în teorie, ar fi trebuit să se bată pentru prima poziție, pentru play-off, pentru ultimul loc de play-off. N-a prins play-off-ul și poate intra în horă, în partea inferioară. Ne scrie cineva cum ar fi Șumudică la Rapid, Reghe Camp la Craiova și Petrescu la CFR Cluj. Interesant, nu? Ne scrie Claudiu Nodi. Nu cred. Șumudică nu este pe placul conducerii, cel puțin al domnului Șucu, deci nu este genul de antrenor pe care să-l placă domnul Șucu. Îl place foarte mult galeria și îl place publicul, dar domnul Șucu nu cred că îl place. Regencamp la Craiova nu cred, niciun fel. Petrescu a revenit la CFR. Acolo avem CFR, o certitudine. Da. Ana Maria Prodan, ni se alătură discuție. Bună seara! Bună seara! Ce mai faci? Ce să fac? Mă muncesc așa cu o gală de box, căci vreau să fie perfectă. Cea în care o să-l vedem? Cea în care va lupta pentru centură WBC mondială, Ronald. Deci o să-l vedem pe Roland Gavrilă în această gală. Bun, îți ținem pumnii. Promotor de box te faci acum. Am deja am depus actele pentru licență și gala este aproape făcută, o să fie cea mai frumoasă gală din România. Dar la mine este ok, că eu fac fotbal în companie, este divizie pentru basket, pentru că fata mea Sara este basketbalistă, iubitul este boxer, este divizie pentru box și cred că așa și trebuie făcut, nu? Trebuie să avem... management în orice domeniu. Da, dar mă gândesc că poți să încerci să-ți iei licență de promotor de box, de boxer, nu? Da. Deja am tot dosarul depus.
A, bun, arată bine din această, uite, planuri de viitor, da. Foarte frumos. Revenind la... Nu, durează câteva zile, atât. Minunat! A, ce veste! Da. Pe de altă parte, vorbind despre fotbal, Ana, am văzut că spuneai la un moment dat că Laurențiu Reghecamp, având în vedere că și-a reziliat contractul cu cei de la Altai, n-ar mai putea antrena nicăieri din cauza acelei decizii date în cazul litigiului cu Universitatea Craiova. Eu așa știu. Eu știu că în momentul în care ai un litigiu pe care l-ai pierdut cu un club, da, și vă spun din codul de disciplină FIFA, articolul 21, paragraful 5, dacă îl căutați și, mă rog, aveți pe cineva acolo să se uite, nu prea mai ce să faci cu orice din asta decizie care a fost cum se spune, emisă împotriva unui antrenor, da, care nu s-a plătit rezilierea sau înțelegerea, da, nu mai are cum să antreneze nicăieri, pentru că clubul Craiova, dacă trimite la FIFA, și-a trimis la FIFA, din ce am înțeles, iar FIFA trimite decizia finală a celor din România, da, a entității din România care a judecat, nu mai ai cum să antrenezi. Eu asta știu. Acum, am văzut că sunt mulți avocați care au intrat la diferite posturi de sport și au spus că nu există așa ceva, că nu se aplică în Arabia Saudită. Nu, nu, nu. S-a schimbat legislația la FIFA și nu mai ai cum să antrenezi. Asta eu nu vorbesc aici neapărat pentru Reghecamp, și vorbesc pentru toți să știe că s-a schimbat legislația acum 8 luni, dacă nu mă înșel. Făcând abstracție de faptul că este fostul tău soț, de ce crezi că nu mai este totuși antrenorului Laurențiu Reghecamp nimic? Eu cred că, și am spus-o, dacă te-auci aminte, din secunda în care a fost oficială plecarea lui din familia noastră, este cumva un om, și nu neapărat Reghecamp, un om care nu are o fundație foarte bună, dar are norocul să aibă alături prieteni, nevastă, iubită, oricum ar fi ea educată, care știe să-i canalizeze viața și talentul, că ce este unul dintre cei mai talentați antrenori pe care are România, atunci el poate face față. E foarte greu la 36 de ani, de exemplu, când eu l-am reîntâlnit pe Laurențiu, a fost foarte greu ca eu să fac o fundație, să stau și să fac o fundație, pentru că știi cum e. E deja trecut totul. Eu am încercat să construiesc ceea ce exista și să consolidez ceea ce fundația care exista. Și am muncit foarte mult și foarte greu a fost. Astăzi, când omul nu mai are nici busolă, nu mai are nici pe cineva lângă el să aibă grijă de meseria lui, de viața lui, de obiceiurile bune sau proaste, este normal că o ia pe drumul pe care știe, că noi venim din ADN, avem chestiile astea și întotdeauna ai văzut, dacă nu ești atent, te duci pe drumul lăturalnic, că e mai ușor să acolo. Laur, îmi pare foarte rău că este tatăl copilului meu și orice ar spune oricine, nu mi-e tot una să-l văd din cine era, unde a ajuns, să-l văd plin de datorii, să-l văd... Dar este plin de datorii, Ana? Păi, datorie la Mihai Rotaru. Aia nu are datorii, nu contează asta. Și asta până la urmă nici nu e problema noastră. Dar când vezi că pe meserie ești în cap și de 4-5 ani tu trăiești numai din rezilieri și nu stai decât câteva luni la fiecare echipă și campionatul, dacă te uiți, cade din ce în ce, din ce în ce, din ce în ce mai jos, nu? Dacă nu faci față nici în România, nu faci față nici în Azerbaijan, nu mai faci față pe nicăieri, te duci la o echipă din Arabia Saudită, care a fost ultimului tren, nu? Și nici acolo nu poți să faci absolut nimic, nu mai ai cum. Și dacă nu se trezește, Ioana, tu mă cunoști pe mine că întotdeauna, poate așa a fost ghinionul al meu, și eu cu mitică Dragomir, Baba Vanga, sau cum o chemau,
De fiecare dată când am spus de cineva că va ajunge rău, și jucător și antrenor, așa s-a întâmplat. El este într-o degringoladă totală, el are niște răbufniri din astea. Plus că, Ioana, nu se poate concentra cineva la fotbal, da? Când tu te preocupă interviurile, podcasturile, pagine de socializare. Când vreodată ați văzut voi, în toată toți acei 17 ani al lui Reghe, cât a stat lângă mine, că Reghe a avut vreodată pagini de socializare? N-a existat așa ceva, eu știam metehnele. Și atunci eu aveam o pagină unde puneam numai și numai despre fotbal, cineva se ocupa și puneam numai momente din meciuri, numai victorii, numai, da, ca să fie, să aibă o pagină, dar în rest, când tu te ocupi și aduci lăutarii pe la cantonamente, când tu te ocupi și faci prițuri peste tot, când te dă afară rotarul și te face de râs că ți-ai distrus echipa, nu ai cum, când apar cu diferiți sau diferite femei de gen, nu vorbim despre ce gen, că știe toată România lângă tine, când faci copii în afara căsniciei, când minți, când faci toate nenorocirile pământului și când ești toată la izare și el acum și-a închis și toate ușile că el a bagiocorit și patronii și jucătorii, pentru că, repet, el nu mai are busolă. Dar, apropo, divorțul e finalizat? Nu! De asta spun că presa... Ei săraci vorbesc ce s-auzi ei. Nu, el nu este divorțul, nu este finalizat, pentru că sunt foarte multe lucruri de pus la punct. Am înțeles, deci mai durează. Dar bineînțeles, și asta sunt niște chestii care nici măcar nu fac obiectul cuiva, sunt între noi doi, că sunt persoane publice, este normal să se întâmple. Dar cum crezi tu că cineva poate face performanță? Aduce aminte viața lui Laurențiu Reghe Camp alături de mine. Repet, fără pagini de socializare, fără poze cu nimeni decât cu familia lui, fără interviuri decât de sport, fără emisiuni decât de fotbal, nu? În spatele lui, da, Ana, am sesizat că nu i-a mai ieșit de când a plecat de la FCSB, de la momentul acela cu titlul luat. Nu prea mai i-a mai ieșit nici la Craiova, nici în nici afară. A mai avut la Al Hilal, dacă reținem bine, un sezon în care a jucat, cred că finală de Liga Campionilor acolo, dar în rest nu finală. Nu, după Steaua, după toate FCSB? Lucrurile frumoase pe care le-a făcut la FCSB, atunci am făcut transferul la Al Hilal, unde a stat câteva luni. Căci a pierdut finala de Champions League. În momentul în care nu poți să gestionezi succesul, le repet, pentru faptul că nu ai fundamentul ăla de acasă, da, baza aia, fundația aia perfectă, e foarte greu. Și de acolo încet, încet se produc cutremure mici, 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 până te stai dărâmat definitiv. Iar el va ajunge foarte rău. Foarte rău. Crezi chiar în Liga a doua? Îl vezi în Liga a doua? Da. Păi da, nu să mai văd ce să facă. Eu mă rog la Dumnezeu să nu vină acum cu tremurului, tsunamiului final. Dar, că repet, nu-mi pare rău, nu-mi pare bine, pentru că mă uit la copilul meu cum se uită la fiecare rezultat pe care îl are. Și stă, închide televizorul, că noi vedem toate meciurile, tot ce se joacă internațional și pleacă așa, cu mâinile în păr, nu înțelege cum poți să decazi așa. Și asta sunt și discuțiile noastre în casă. De ce s-a întâmplat așa ceva și de ce n-a putut să se mențină acolo pe vârful Everestului? Apropo de Craiova, Ana, crezi că ar putea ajunge Gâlcă la Universitatea Craiova? Pentru că a spus Craioveanu că are informații, zică Craioveanu că are informații că Petef pleacă. Nu știu, dar auzeam mai devreme că ai spus tu că nu știu cine spunea că se întoarce Reghe la Craiova. Păi, în condițiile în care îi datorezi lui Rotaru 200.000 de euro, mai bine te duci și prestezi ca să scazi datoria. Doamne ferește! Da, el s-a mai întors și a doua oară să-și plătească datoria veche. S-a mai avut o datorie odată, prima dată. Nu? S-a întors cum s-a întors. De-a doua oară a făcut bajocoră. Da, i-a lăsat atunci cu ochii în soare. Dar nu numai asta, și cu discuțiile care au fost și
Eu niciodată nu l-am lăsat pe Reghe Camp să-l facă interviurile el. L-am făcut eu toată viața. Și niciodată nu l-am lăsat să se certe cu cineva, că eu știam că nu poate să ducă. De-aia mă certam eu cu toată lumea și el era băiatul bun, pentru că el nu putea. Uite, când l-am lăsat și a dat singur interviu, ați văzut ce interviu are. Când l-am lăsat s-a certat cu Rotarul, s-a certat cu toată lumea din fotbal. Doamne ferește! Păi cum să faci așa ceva? Că te-ai terminat. Nu? Nu mai loc niciodată la Rotarul, cred că și dacă mai trăiește 1000 de ani Rotarul. Eu nu cred vreodată că se va mai uita Rotarul către el. Căci Rotarul este singurul din tot fotbalul care i-a întins de două ori mâna când era deja înnecat, definitiv. Că nu-l mai lua nimeni, pe nicăieri. Că dacă nu-l lua Rotarul prima dată, Reghe astăzi nu mai avea echipă pe nicăieri decât pe la Liga 2. De, asta cu nu ducem lipsă de oferte, noi știm. Adică și tot fotbalul știe. În România, astăzi din România, Reghe Camp mai poate merge la o echipă din amintiri. Să trăiască din niște amintiri, dar la fel, câteva luni, nu mai mult. Și doar să semneze un contract și să trăiască din reziliere, atât. Te-ai împăcat cu Becali, am văzut? Da, ne-am împăcat. Nu știi că în fotbal sau în viață este never say never? Dar cu Denis Man cum rămâne povestea? Nu, nu are legătură. Împăcarea noastră, nici n-am vorbit vreodată, că toată lumea zice, mamă, te întorci la asta, o să fie iară jihad. Nu. Nici o legătură. Nu m-am împăcat cu Gigi ca să fac transferul la Steaua sau să semnez jucătorii Stelei sau să fac business. Nu mă interesează. Eu îmi fac business-uri pe toate domeniile și nu stau niciodată cu ole într-un singur coș, că știu ce se întâmplă. Dar venitul cu program, procesul cu Denis face la departe. Nu, nu mai are ce să-l întoarcă din drum, că este pe final, este pe parte de executare. Dar procesul cu Denis, cu Denis Man, deci spui că merge mai departe. Cu Denis Man. Alo? Mă auzi? Procesul? Da, procesul cu Denis Man este final. Perfect. Cum, și cum a fost împăcarea? Cu... Și de ce a venit această împăcare? Iartă-mă. Nu știu, Ioan, a fost minune dumnezească, pentru că niciodată nu mă gândeam că mă mai împac, decât Bebe mă ruga de fiecare dată, băiețelul meu mă ruga în ultima perioadă din ce în ce mai mult și lista pe Gigi și mă ruga să mă duc la palat, să mergem amândoi să ne împăcăm, că nu era foarte multe din lucrurile pentru care noi am avut divergențe, erau din pricina postului soț, niciodată ale noastre personale. Dar cred că este minune de pace, pentru că era singurul care rămăsese, așa de mi era greu pe inimă pentru ce se întâmplase și exact ca o minune a fost. Amândoi în același loc, aduși de unul și altul, adică nici măcar n-aș fi vrut să mă duc în locul ăla și au tras de mine 2 zile prietenii să mă duc, la fel și de el. Nu există coincidențe pe pământul ăsta. Și când ne-am văzut, am vorbit, am stat de vorbă mult, ne-am luat în brațe, am fiecare s-a explicat punctul de vedere și supărarea și a fost. E mult, știi cât de bine mă simt, cât de liberă mă simt în momentul ăsta, așa fără apăsarea că mă certasem cu Cornel Dinu, m-am împăcat, mă certasem cu Pițur că m-am împăcat. Toate războaiele care nici măcar nu erau ale mele. Încercam să-l apăr pe Reghe, că știam că dacă mă dau deoparte e nenorocire. E bine, te simți cu sufletul mai ușor. Super. Baftă multă! Ușor și mulțumesc din suflet. Abia așteptăm gala și să-ți meargă cât se poate de bine. Mulțumesc, vă invit la gală pe 17 mai, superb, la Craiova, de vis. Să iasă foarte bine, doamna ajută. Baftă mult în continuare, Ana, îți mulțumesc tare mult pentru amabilitate. Bun, ne-am apropiat de final, câteva minute, revenim la partida de la Galați. Am văzut echipele, am vorbit despre această întâlnire, despre nevoia lui Dinamo de a câștiga puncte, dar și despre nevoia Galațiului de a câștiga puncte. Evident, pentru ei este o partidă foarte importantă, pentru că o eventuală victorie i-ar scăpa de griji în proporție foarte mare, de grijile retrogradării. O înfrângere i-ar
duce cât de cât mai aproape, o victorie ar însemna rămânerea lor în Liga 1. O victorie iar aduce la un punct de cei de la UTA, da, kilometru. Da, Dornel este ambițios. Vrea primul loc sau măcar locul 2 de play-off și accederea în finala cupei. Deci are mai mulți iepuri pe care să fugă acum în aceste săptămâni, să alerge. Și probabil că va ieși să-și prindă vreunul, nu? Eu cred că și în cazul celor de la Galați, sigur că îți dorești la fiecare meci să câștigi, dar pe de altă parte încerci să și gestionezi ceea ce ai la dispoziție. Faptul că ei s-au calificat în semifinalele cupei, da? Îi va ține cumva cu mintea acolo. Nu-și permite nici în campionat să facă vreo năzdrăvănie, pentru că imediat de acolo poți să ajungi pe locurile de acelea. Deocamdată sunt într-o poziție bună. Eu sper au să... suficiente puncte. Da, au suficiente puncte, dar sigur că își doresc victoria. Nu se va da nimeni la o parte și niciun antrenor nu le va spune jucătorilor meciul ăsta relaxați. Asta mai, este ales mai ales Dorinel. Dar niciun antrenor nu le spune, pentru că chiar discutam dimineața despre asta, nu există jucați la egal, nu. Joci tot timpul la victorie, n-ai cum să joci la egal sau să spui, o lăsăm mai moale meciul ăsta. A, dacă ești deja în Liga 1. Deși un egal pentru ambele echipe n-ar fi rău. Să glumim un pic. Da, nu, n-ar fi rău. Adică dacă m-ar întreba cineva acum un rezultat de egalitate, spune ok, dar știi ai cum e. Ai semna pentru un rezultat de egalitate. Nu, n-a semna. Nu, parcă îmi doresc 3 puncte acolo. Pentru că uite, așa eram și anul trecut în Liga 2. Întâlneam o echipă a Galațiului care era pe val, cu multe puncte înaintea noastră. Noi jucam tot la fel, trebuia să câștigăm acel meci și l-am câștigat destul de clar. Asta da. N-aș semna, nu pot să spun că îmi displace echipa lui Dorinel, dar nici nu consider avem că... deplasare grea. Deplasare grea. Întotdeauna am avut deplasare grea. Da, este și frumos și imprevizibil fotbalul. Noi ne oprim aici. Până săptămâna viitoare nu știm ce modificări de pe băncile echipelor vor mai avea loc, dacă am avut 4 până în acest moment și 2 sunt așa cu semnul întrebării. Înainte de a ne despărți, câteva știri de pe site-ul playsport.ro. Denumirea e înșelătoare, război din nou între FCSB și CSA Steaua. Ce plângere, atenție, a ajuns pe masa Consiliului Național al Audiovizualului. Pe de altă parte, tot colegii noștri scriu despre situația lui Mitriță la 24 de ore după meciul cu FCSB. Relatează colegii noștri de la Iași, după partida Poliaș-FCU Craiova, 0-0, egalul care o ajută pe Dinamo și tot colegii noștri, evident, se pregătesc de partida de la Galați. Și ultima știre despre Răzvan Lucescu, care a nebunit scene uluitoare la finalul partidei AEK-PAOK-Salonic. A fost 2-0 pentru AEK-PAOK-Salonic, a reușit să egaleze și a revenit pe prima poziție în clasament în Grecia în acest moment. Ionuț Zaina, Dan Chilom, vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi în această seară. Vreau dumneavoastră să vă mulțumesc pentru că foarte multe informații am primit pe parcursul acestei emisiuni de la dumneavoastră. Să aveți o săptămână superbă. Numai bine!